Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Bună seara și bine ați venit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. În această seară l-avem alături de noi din nou Părintele Elefterie. Sărut dreapta, Părinte, și bine ați venit la noi! Doamne ajută, Doamne ajută! Bine ne-am văzut! Mulțumim că ați acceptat o invitație. Înainte să intrăm în temă, ca de obicei, vă invit pe toți cei care ne urmăriți să vă abonați, să activați clopoțelul și, desigur, să lăsați întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, astfel încât în a doua parte a emisiunii Părintele să răspundă la toate, una câte una. Totodată, vă invit ca de obicei să aruncați o privire și în descrierea acestui live. Acolo găsiți modalități prin care puteți susține minunata noastră activitate pe acest canal de YouTube. Părinte, emisiunea de azi sper să nu fie una tristă, deși ne-ați propus să discutăm despre întristarea lui Dumnezeu. Haideți să vedem. Ce înseamnă dacă Dumnezeu se întristează? Da, nu știu dacă o să fie tristă sau nu emisiunea din seara de astăzi. Nu este scopul meu să o fac tristă, asta să înțelegeți. Însă pur și simplu trebuie să avem grijă și la punctul ăsta de vedere. Că Dumnezeu s-ar putea să nu fie întotdeauna bucuros de ceea ce facem, de ceea ce gândim, de modul în care acționăm, de modul în care ne comportăm. Acum, ar trebui să ne gândim și, în primul rând, ar trebui să ne preocupe și tristețea, dar și bucuria celor din jurul nostru. Că, de fapt, despre asta aș fi vrut să vorbesc în primul rând, dar după aceea am zis, hai să nu vorbim numai de tristețea și de bucuria celor din jurul nostru, pe care noi le provocăm de foarte multe ori. Tristețele sau bucuriile, prin indiferența noastră, prin acțiunile noastre, prin vorbele noastre, prin tot ceea ce facem, prin tot ceea ce zicem. Și am zis, hai să vorbim, hai să ne gândim un picuț la ceea ce înseamnă întristarea lui Dumnezeu. Nu prea se vorbește despre Dumnezeu, de fapt se vorbește în Sfânta Scriptură, în unele locuri, că s-a căit Dumnezeu, s-a mâhnit Dumnezeu, i-a părut lui Dumnezeu rău că a făcut un anumit lucru. Da. Și aceste acțiuni ale lui Dumnezeu vin, de fapt, ca niște reacții la ceea ce se întâmplă pe pământ și la ceea ce se întâmplă în noi și la ceea ce se întâmplă în sufletul nostru. Pe de altă parte, m-am gândit la tema asta și pentru că am discutat în unele din dățile trecute despre bucuria care se face în cer pentru un om care se pocăiește, pentru un păcătos care se pocăiește. Și atunci, dacă există bucurie în cer legat de lucrul ăsta, cu siguranță există și tristețe în cer sau întristare în cer sau întristare la Dumnezeu legat de lucrurile pe care noi le facem. Și atunci, în primul rând, noi știți cum am numit lucrurile acestea pe care le-am numit așa la modul general și generic păcate. Acum, noi întotdeauna am vorbit despre păcat, vom mai vorbi despre păcat, însă pentru că am vorbit în dățile trecute despre plăcere, despre poftă, despre ispite, acum ar trebui să vorbim despre păcat, dar nu la modul teoretic, ci despre păcat la modul de relația noastră pe care o avem în primul și în primul rând cu Dumnezeu. După aceea despre păcat, că păcatul este o relație și virtutea este tot o relație și așa trebuie să le gândim, că sunt fapte de fapt. Noi avem, de exemplu, în concepția noastră despre păcat și tot se aude tot timpul, asta e păcat, celălalt e păcat, celălalt s-ar putea să fie păcat, nu fă chestia aia că e păcat și intrăm într-un fel de rutină din asta. Nu mai știm exact, băi, dar din ce cauză este păcat? Sau cum mă marchează pe mine? Sau cum mă influențează pe mine? Hai, tot zice biserica, tot zic preoții, tot zic ăștia, cum îi spune, călugării, tot zice chiar și societate, hai că e păcat. Ba chiar au ajuns în vorbirea noastră de zi cu zi să spunem în felul lor, băi, ar fi păcat să nu se întâmple lucrul ăsta. Da. Adică știți, să trece și într-un fel de a vorbi. Creștinismul și ortodoxia a intrat în felul nostru și de a vorbi și de a fi, că am ajuns să folosim cuvântul ăsta, chiar dacă de multe ori nu-l înțelegem, așa cum Dumnezeu de fapt vrea ca noi să-l înțelegem. Pentru că păcatul nu este numai o simplă satisfacere
a noastră și a nevoilor noastre, a simțurilor noastre, a plăcerilor noastre. Nu, este mai mult decât atât. Se intră într-un fel de relații și se intră în niște relații, se intră în niște atitudini. Există un fel de avocați interiori ai noștri în momentul în care ne hotărâm să facem un lucru sau să nu-l facem pe alt lucru. Și în funcție de avocații ăștia din interior, care sunt de fapt în forul nostru suprem, care este conștiința noastră, sufletul nostru, voința noastră, libertatea noastră, în funcție de avocații ăștia care se luptă acolo, forțele binelui și a răului, noi luăm niște decizii. Spune, bă, da, gata, cu lucrul ăsta merg înainte. Sau pe lucrul ăsta am de gând să-l fac, sau fapta asta am de gând să o fac. Noi trebuie să gândim din nou păcatul la modul viu, ceea ce se întâmplă în noi în momentul în care păcătuim. Ce se rupe în noi, ce se distruge în noi și ce se distruge în ceilalți. Pentru că nu există păcat făcut din noi care să nu influențeze pe ceilalți. Că mergem de la păcatele de moarte, că mergem de la păcatele împotriva Duhului Sfânt, că mergem la păcatele mari sau la păcatele mici, întotdeauna lucrurile pe care le facem noi și păcatele pe care le facem noi influențează și viața noastră și viața celui din jurul nostru. Și am ales tema aceasta de întristarea lui Dumnezeu pentru că Sfântul Cuviosul Isaia Pusnicu din Filocalie ne spune în felul următor. Omul dacă vrea să nu mai păcătuiască, nu trebuie pur și simplu să zic, băi, de azi nu mai păcătuiesc. Pentru că asta este un fel de chestie din asta de autoimpunere care nu are niciun fel de valoare sufletească în noi înșine. Ca și cum ne-am propune de acum, băi, gata, de azi înainte îl iubesc pe ăla. Sau de astăzi înainte fac numai fapte bune. Nu cred că are așa, așa se întâmplă. Așa, de multe ori așa apare gândul bun inițial și după aia totul se duce, se năruie în secunda 2. Da, tocmai în zona asta trebuie să intrăm. Gândurile noastre și tendințele noastre spre bine nu sunt de ajuns ca să facem și ceva bun. Noi trebuie să privim lucrurile un pic mai profund și să vedem cum lucrează în sufletul nostru. Și Sfântul Cuviosul Isaia Pusnicu din Filocalie ne spune în felul următor. Ca să nu mai păcătuim noi, trebuie să avem în mintea noastră grija de a nu-L întrista pe Dumnezeu. Deci în primul și în primul rând, dacă vrem să înțelegem ceea ce este păcatul sau nepăcătuirea, păcatul sau virtutea, în primul și în primul rând trebuie să ne uităm la ce relații o avem cu Dumnezeu. Noi acolo trebuie să construim. În momentul în care vine omul la spovedit sau în momentul în care omul trece printr-o anumită perioadă grea sau în momentul în care omul este întristat sau în momentul în care omul pur și simplu vine și cere un sfat și încep să cercetez viața lui și vezi că el se află în anumite obiceiuri. Și îl întreb, de ce faci lucrurile astea? Păi pentru că m-am obișnuit, pentru că mi se pare mai ușor, pentru că de acum sunt foarte obișnuit cu ele, pentru că am fost într-o anumită conjunctură, pentru că am fost într-un anumit cerc de prieteni și toți făceau lucrurile de genul ăsta. Deci, păcatul intră pe nesimțit în noi și noi nu vedem de fapt că el ne-a îndepărtat de Dumnezeu. Noi în primul și în primul rând trebuie să ne uităm la Dumnezeu ca să vedem dacă suntem aproape sau departe de El și atunci păcatele dispar din noi. Pentru că dacă începem să realizăm și să pun întrebările în sufletul nostru, din ce cauză, de exemplu, dacă oricine, nu vorbim de eu, dacă se apucă cineva de fumat sau dacă se apucă cineva de băut la modul organizat, să spunem, sau dacă se apucă cineva de orice păcat de pe lumea asta, sau dacă este cineva avar, de ce deodată încetează să mai vină la biserică? Asta este un prim semnal. De ce deodată schimbarea asta în sufletul lui? Vine câte un om la spovedanie și spune, părinte, n-am mai fost sau nu am mai spovedit de nu știu câți ani, 7 ani, 10 ani, de când eram copil. De când eram copil, nu m-am mai spovedit. Păi dar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? S-a întâmplat ceva în dumneavoastră, adică ați avut vreo problemă cu Dumnezeu? A, nu am dat atenție. Dar în momentul în care cercetăm, vedem că de fapt acolo sunt ascunse niște lucruri.
Omul nu se îndepărtează de cele sfinte fără un motiv clar, sufletesc, pe care el fie îl conștientizează, fie nu îl conștientizează. Pe de altă parte, există și această îndepărtare care apare între oameni, în familie, la locul de servici, în viața socială, tocmai datorită acestor păcate, pentru că ele nu lucrează numai în relația noastră cu Dumnezeu. Da. Ele lucrează și în relațiile familiare, și în relațiile sociale, și în relațiile de zi cu zi, ba chiar mai mult decât atât, lucrează și în relația pe care o avem noi cu noi înșine. Și aici ajunge omul la ceea ce înseamnă o înstrăinare negativă a lui față de el. Părinții pustii vorbesc, domnule, trebuie să ajungi străin față de lume sau trebuie să ajungi străin față de ceea ce este lumesc. Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Trebuie să nu te mai influențeze ceea ce se face în lume la modul general, dar trebuie să ai grijă la oamenii din viața ta. Trebuie să ai grijă de oamenii din viața ta, dar nu mai trebuie să fii influențat de ceea ce se întâmplă în lume la modul general. Pentru că noi în lume scoatem ceea ce este din interiorul nostru și scoatem în general ceea ce este mai rău. Aici intrăm într-o altă sferă a păcatului, despre care se vorbește la unul dintre profeții Vechiului Testament. Foarte interesant, când am citit versetul ăsta, am zis că, domnule, deci e clar că omul ăla era insuflat de Duhul Sfânt și e clar că omul ăla a vorbit numai și numai din atot știința lui Dumnezeu, pentru că altfel nu avea cum să vorbească un lucru atât de actual acum câteva mii de ani. Și spune în felul următor, că aici intrăm în sfera socială a păcatului, și spune în felul următor, ei, conducătorii sau oamenii importanți sau oamenii în general, se hrănesc din fără de legile poporului meu și toată dorința lor este numai către păcat. Asta se spune la profetul Osea. Deci fiți atenți care este problema aici. Că noi în lume căutăm de ce este creștinismul atât de mult împotriva lumii, dar nu împotriva oamenilor, nu împotriva persoanelor, deci împotriva lumii. Pentru că în lume se desfășoară numai lucruri de genul ăsta la modul negativ și în lume se găsește numai ceea ce ai nevoie, ceea ce îți trebuie. Nu lucrurile care te formează în mod necesar, ci lucrurile de care ai nevoie. Ai nevoie de mâncare, dar nu primești doar mâncare, primești și satisfacție culinară. Da. Ai nevoie de apropiere între oameni, dar nu primești numai apropiere între oameni, primești și toate părțile negative ale apropierilor dintre oameni. Ai nevoie de liniște, dar nu primești doar liniștea, sau ai nevoie de destindere, dar nu primești doar destinderea, primești și păcatele care sunt pe lângă destindere și relaxare. Sau ai nevoie să te simți bine, să petreci, ai nevoie să petreci, dar nu apare doar petrecerea. Apare distracția, apar alte lucruri și toate lucrurile care sunt legate de fenomenul ăsta a petrecerii. Pentru că lumea ia tot ceea ce avem noi nevoie, în general vorbind, și ne le dă supradimensionat. Și mai mult decât atât, se face profit pe spatele păcatelor oamenilor, pe spatele nevoilor din om, pe spatele tendințelor din om. Și aici este foarte interesant, când oamenii ajung să facă profit sau oamenii când ajung să câștige, pe baza păcatelor din noi, prin baza plăcerilor care ne animă pe noi fiecare. Și atunci lumea devine, efectiv, numai un fel de ring din acesta în care, ca doi boxeri sau ca doi luptători, își schimbă întotdeauna contre și lovituri sau caută întotdeauna poziții cât mai strategice în ceea ce înseamnă cât să câștigăm noi pe baza plăcerilor oamenilor. Și fiecare își dă câte un punct ca să-l elimine pe celălalt din competiție și să ofere o imagine cât mai plăcută sau ceea ce înseamnă nou în plăcere. Vedeți că tot ceea ce înseamnă reclamă, tot ceea ce înseamnă lucru care trebuie să se vândă, se vinde neapărat dacă reușești să farmeci omul vizual. Și această fermecare vizuală a omului a ajuns efectiv să nebunească oamenii de vizual. Noi am ajuns să facem reclamă, la bețișoare de urechi, să spunem, folosind femei extraordinar de frumoase. Deci până acolo s-a ajuns. Sau noi am ajuns să facem reclamă la,
hârleț sau sapă folosind bărbați extraordinar de atractori, de atractivi. Da. Ce a spus? Sau la spirit, la alcool sanitar, care e un lucru banal. Tot așa. De legendară. Aici e legendar. Nu mai intrăm pentru că este, s-au făcut destule glume pe baza aspectului, pe baza reclamei. Dar aici se arată o problemă foarte, foarte interesantă. Dacă vrei să câștigi bani și să faci bani, trebuie să fii foarte atent la care sunt plăcerile oamenilor. Dacă vrei să muncești, trebuie să fii foarte atent la ce trebuie omul. Și dacă vrei să ai o muncă cinstită. Pentru că până la avem pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, care era negustor. Îl avem pe, să spunem, pe Avram, care era oier, cioban, crescător de vite. Îi avem pe sfinții mucenici care erau deci ăsta asigura, Avram asigura nevoia oamenilor de mâncare, celălalt asigura nevoia oamenilor de căldură, pentru că el asta vendea tot ceea ce înseamnă mătăsuri și tot ceea ce înseamnă tot felul de materiale. Iar pe de altă parte avem pe sfinții mucenici care asigurau nevoia reală a oamenilor de siguranță. Și aici intră ceea ce înseamnă și poliția și armata și tot acel care sunt într-adevăr munci și care nu exploatează aspecte ale plăcerilor noastre. Dar acum dacă intrăm în industria plăcerilor și în ceea ce spunea profetul Osea, că fiecare se hrănește din fără de legile poporului, atunci intrăm într-un loc, putem să înțelegem ce înseamnă această retragere a omului în interiorul lui și fuga lui de lume. Nu că el vrea să fie antisocial, că asta se reproșează creștinilor. Celor din islam li se reproșează că ei vor să cucerească lumea. Dar cred că și acolo nu prea se înțelege ceea ce vrea să spună corect islamul. Și atunci oameni de genul ăsta care fac acuze din astea la nivel de postări, cum să le spun eu, că nu vreau totuși să jignesc pe nimeni. La nivel de postări mediocre, să le zicem. Așa, lozinci. La nivel de lozinci. Spunem doar atât, la nivel de lozinci, ca să nu atingem alte aspecte. Iau câte un aspect din ceea ce înseamnă o religie, din ceea ce înseamnă un fel de gândire, din ceea ce înseamnă o ideologie sau ceea ce înseamnă o dogmă de mii de ani, o răsucesc în mințile oamenilor, o prezintă prin felul lor sucit de a vedea lucrurile și atunci spun că da, uite, creștinismul vă învață să fugiți, să fiți antisociali. Exact. Nu. Creștinismul nu învață pe om să fie antisocial. Din cauza aceea până și mănăstirile se prezintă ca niște societăți organizate. Da. Pentru că hai să spunem că asta ar fi mănăstirea, retragere de mine. Și mănăstirile, mai ales mănăstirile românești, întotdeauna au fost și sunt vestite pentru deschiderea pe care o au față de lume. Într-adevăr, mănăstirea este înconjurată de un zid, ca ce să se înțeleagă? Că se dorește ca în acel spațiu delimitat să se întâmple lucrurile potrivit voii lui Dumnezeu. Nu că neapărat se întâmplă, ci că aia se dorește, acolo e la nivel de lege. Asta este important. Că sunt, lasă-mă că știu și eu ce fac călugări. Sau lasă-mă că știu și eu ce fac preoții. Că sunt unii preoți, sau că sunt majoritatea preoți, sau dacă ar fi toți preoții care fac lucrul acesta, este adevărat ceea ce spune omul respectiv. Însă nu s-a umblat la lege. Întotdeauna când un preot va face un lucru, se va ști că lucrul ăla este greșit. Întotdeauna când un călugăr va face un lucru reprobabil, judecat de toată lumea, pentru că ne pricepem foarte bine să judecăm, întotdeauna se va ști că lucrul ăla este greșit. Nu s-a schimbat nici cultul și nu s-a schimbat nici biserica și nu s-au schimbat nici sfinții bisericii. Răbdarea și credința sfinților. Așa este un verset din Apocalipsă. Apocalipsa asta pe care nu o înțelegem, pe care nu o citim, pe care nu o parcurgem și pe care nu o trăim sub nicio formă. Acolo se vorbește despre răbdarea și despre credința sfinților. Asta este credința bisericii. Că unii oameni fac unele și alții fac altele, asta nu reprezintă credința bisericii. Generală, dacă unii oameni fac unele păcate, reprezintă credința lumii. Lumea în asta crede. Și atunci de asta este conflictul.
Și de asta spunem că se ajunge ca păcatul să fie constituție pentru lume, nu pentru oameni. Și de asta în scrierile părinților și în literatura patristică se spune în felul următor: să urăști păcatul, dar nu care cumva să ajungi să urăști pe păcătos. Exact. Dar tocmai să se facă diferența aceasta, că lumea nu înseamnă, sau că fuga de lume nu înseamnă fuga de oameni. Dar în momentul în care omul trece prin poarta mănăstirii, el atunci vine ca la biserică și ca în fața lui Dumnezeu. În momentul în care lumea trece prin poarta bisericii și prin ușa bisericii, atunci el este într-un spațiu în care regulile se aplică din punctul de vedere al lui Dumnezeu și să știe ceea ce este bine și ceea ce este rău. De fapt, toată lumea știe ce este bine și ce este rău. Noi desființăm binele sau rău și Sfânta Scriptură spune: blestemat este cel care spune binelui rău și răului bine, din cauza că așa îi convine lui. Blestemat este omul acela. Din ce cauză? Și aia este păcat împotriva Duhului Sfânt. În momentul în care farisei l-au văzut pe Iisus Hristos că scoate demoni, a spus: nu, ăsta cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Și atunci Iisus Hristos a spus: da, bine, în momentul în care eu scot pe demoni cu Domnul demonilor, feciorii voștri, cu ce îl scot? Da. Cu cine scot feciorii voștri, copiii voștri? Și asta este întrebarea pe care ar trebui să-și o adreseze toți oamenii care aruncă lozinci. Că suntem buni numai să aruncăm lozinci și să căutăm să facem bine societății sau lumii doar dacă desființăm pe cineva. Asta este felul nostru de a face politică de peste 30 de ani. Da. Nu că nu ar fi fost felul comunismului, dar măcar la comunist era declarat: biserica este dușmanul poporului, credința este opiul popoarelor, opiul noradelor. Trebuie să îndepărtăm orice altă organizație care nu crede tot ceea ce înseamnă credința și concepția de partid. Asta măcar era lucru declarat. Acum nu. Noi acum mergem subversiv și acum aruncăm tot felul de înjuri, tot felul de lozinci, dorind nu să înțelegem sau să aducem lumină oamenilor, ci să creăm un sentiment. Și creăm un sentiment de ură, creăm un sentiment de dispreț, creăm un sentiment de acesta, de distanțare față de anumite instituții. Că ajungem să urâm armata, că ajungem să urâm sistemul medical, că ajungem să urâm preoții, că ajungem să urâm polițiștii, că ajungem să urâm politicienii, tot. Întotdeauna nu se caută soluții. În lozinci niciodată nu se caută soluții. În lozinci întotdeauna se caută desființare. Și gata. Eu am, ăsta îmi pare, lucrul ăsta, de lucrul ăsta îmi pare cel mai mult rău. Că în tot ceea ce înseamnă discuții la televizor, da, oamenii au renunțat la a mai căuta adevărul în privința unei teme. Nu. Absolut. Ei vin deja cu tema de acasă și cu concepția de acasă. Nu se mai discută. Da. Fie că vorbim despre problemele medicale, fie că vorbim despre problemele sociale, fie că vorbim de problemele din sânul bisericii, fie că vorbim de absolut orice problemă, fie că vorbim de aspecte politice, fie că vorbim de decizii de la Bruxelles, absolut orice. Nu. Există de la început omul pro sau omul contra. Și dacă vrei să te uiți la pro, te uiți la un anumit... Și aici mă deranjează cel mai mult și aici mă deranjează. Parcă aș avea eu drept să mă deranjez. Însă aici este problema. Că oamenii deja se uită la canalul, da, care spune ceea ce vor ei să audă. Și aici este un păcat și o pervertire interioară. Iisus Hristos ne spune: eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Pe de altă parte, tot cuviosul Isaia pusnicul ne spune în felul următor: dacă vreți să nu mai păcătuiți, angajați-vă în drumul către Dumnezeu și în cunoașterea Lui, cu toată evlavia într-o adevăr. Deci cu toată evlavia într-o adevăr. Ce înseamnă aici? Angajăm și partea noastră sufletească și angajăm și partea noastră cognitivă, mentală, că-ți cauți adevărul. Și adevărul îl iubești.
Că nu ai cum să nu iubești adevărul. Ei, noi facem altceva. Potrivit unor lozinci, potrivit unor concepții, că întotdeauna se aruncă chestia asta, că biserica e de ev mediu, că societatea trebuie să fie neapărat progresistă, dar trebuie să fie, trebuie să progreseze, nu să fie progresistă. Societatea trebuie să progreseze, nu neapărat să fie progresistă. Dacă am dat un titlu de progresist, n-am rezolvat nimic. Dacă regresăm continuu. Niciodată nu rezolvăm ceva doar dacă dăm titluri. Ca așa se spune la ăsta, cum îi spune, spunea un părinte al pustiei. Bine, bine, tu te-ai îmbrăcat călugăr, dar om când te faci? Da. Adică numai dacă am pus o ștampilă sau dacă am schimbat o lege sau numai dacă am făcut numai niște acțiuni de genul ăsta, vizibile sau mai puțin vizibile, asta nu înseamnă că am schimbat ceva. Nu înseamnă că acceptăm oamenii. Și noi nici nu știm de fapt ce înseamnă a accepta omul. Că noi credem, de exemplu, era chiar o persoană care spunea în felul următor. Am renunțat, o mare vedetă, nu de la noi, de la Hollywood. Am renunțat să cred în Dumnezeu, am renunțat de a mai crede în Dumnezeu, în momentul în care fratele meu mi-a spus că este homosexual. Și am spus, ok, ia persoana respectivă, dezvoltă. Pentru că niciodată nu am observat că Dumnezeul creștin ar putea accepta acest lucru. Niciodată nu mi-am dat seama că Dumnezeul creștin ar putea să accepte persoana fratelui meu așa cum este ea. Deci, un nivel de gândire care nu înțelege ce înseamnă acceptarea omului, ce înseamnă iubirea omului și ce înseamnă lucrurile care sunt de pe lângă om. Noi luăm lucrurile care sunt pe lângă om și îi dăm definiții omului. Dar alea nu înseamnă absolut nimic din interiorul lui sufletesc. Din ceea ce înseamnă fratele meu, din ceea ce înseamnă mama mea, din ceea ce înseamnă tatăl meu, din ceea ce înseamnă soția sau din ceea ce înseamnă soțul. Noi ne rezumăm la a da niște definiții, a da niște ștampile, a pune niște atitudini sau niște etichete pe oameni și spunem gata. Dacă eu sunt de acord cu tot ceea ce spui tu și modific toată lumea mea interioară în funcție de ceea ce crezi tu la momentul ăsta, asta înseamnă că te accept. Da, poate însemna că îl accepți, dar nu înseamnă că îl și iubești. Da. Pentru că iubirea este legată întotdeauna de ceea ce este drept și de ceea ce este adevărat. Și mai mult decât atât, să refuză orice punct și orice zonă de libertate umană. Ca și cum noi am fi definiți numai de ceea ce, numai de impulsurile noastre. Ca și cum tot ceea ce ar fi despre noi ar fi definit numai de ceea ce simțim că trebuie să facem într-un anumit moment. Este foarte periculos să intrăm în zone de acestea și aici mă refer tot la acest profet Osea, care spune că uite ei, pe apucăturile poporului meu, ei câștigă. Ei se hrănesc din lucrul acesta. Pentru că noi facem politici, noi facem tot felul de lucruri care ni se par interesante, care sună bine, dar nu înseamnă că chiar avem grijă de omul respectiv. Acum, de exemplu, nici nu ai dreptul să întrebi de ce se întâmplă lucrul ăsta sau de ce simți că vrei să faci lucrul ăsta sau de ce trăiești lucrul acesta sau cum crezi că ai ajuns în situația asta. Nu! Pentru că oamenii nu mai vor să audă sau oamenii sub nicio formă nu vor să afle sau nu vor să se supună unui proces de interiorizare și de cercetare. Pe de altă parte, noi nu înțelegem că păcatul ne transformă în timp și noi nu mai ajungem să fim, noi ajungem de fapt să fim de nerecunoscut față de ceea ce eram odată. Vedeți că se întâmplă și în situațiile sociale și familiare, dar și în situațiile de prietenie. Băi, de ce te-ai schimbat așa de mult? Sau nu mai ești tu omul care ai fost odată? Sau nu mai ești omul pe care l-am cunoscut? Mă rog, asta se aruncă de foarte multe ori și în momentul în care chiar omul cu musca pe căciulă
spune lucrul acesta. A, nu, că eu fac lucrul ăsta pentru că tu te-ai schimbat sau nu. Dar noi nu discutăm de, noi nu discutăm de ipostaza asta. Da. Noi discutăm despre faptul că păcatul lucrează în noi pas cu pas, segment cu segment, treaptă cu treaptă. El pleacă întâi din exteriorul nostru, pentru că el vine din exteriorul nostru, nu vine din noi. Nu vine din noi. Deși noi suntem aplecați, dar tot omul botezat este aplecat spre bine. Tot omul, și de ce spun tot omul botezat? Pentru că tot omul botezat se poate spune că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Din momentul botezului, omul este educat spre bine, spre legea lui Dumnezeu. Păcatul vine întotdeauna din exteriorul nostru și el lucrează prin porțile sufletului. Da. Și porțile acestea sufletești care trebuie să închise potrivit lui Isaia pusnicul sunt simțurile. Dacă omul reușește să își închidă porțile sufletești, atunci el reușește să se retragă într-o zonă în care el are stăpânire. Pentru că din momentul în care păcatul intră în sufletul, în mintea noastră, în inima noastră, în voința noastră, în rațiunea noastră, noi pierdem terenul în fața obiceiului, că el devine obicei. Și încet, încet omul începe să piardă terenul și încet, încet omul este condus. Asta noi nu înțelegem în momentul în care spunem că acceptăm pe cineva așa cum este. Foarte periculos, pentru că omul respectiv, este supus unui proces de transformare în zona asta. Da. Degeaba îi spui unui copil, care începe, de exemplu, să meargă pe o anumită cale, să greșească, să facă ceea ce știi cu siguranță că îl va duce la distrugere, degeaba îi spui, eu te accept așa cum ești și accept tot ceea ce faci, ca tu să înțelegi că eu te iubesc. Deci lucrul ăsta nu face altceva decât să-l distrugă pe el. Lucrul ăsta nu face altceva decât să-l arunci pe omul respectiv într-un ocean în care el nu are absolut niciun reper. Nu știe cum să o ia, nu știe unde este malul, nu știe unde este o insulă de siguranță, nu are nici măcar o vestă de salvare. Noi ca societate și noi ca oameni trebuie să aruncăm veste de salvare pentru cei din jurul nostru și să fim siguri că vestele astea de salvare și că insulele astea de scăpare sunt acolo pentru noi atunci când și noi cădem în belele noastre. Pentru că din momentul în care spunem, băi, nici nu mai am nevoie de vestă de salvare, nici nu mai am nevoie de vreo insulă, lasă că mă descurc eu în ocean. Nu cred că putem face mare lucru. S-ar putea ca noi tot să înotăm, dar să înotăm pe loc. Pentru că acești curenți ai păcatului, acești curenți ai patimii, acești curenți ai legii interioare negative care ne stăpânesc, sunt foarte periculoși. Da. Noi degeaba spunem că am dat din mâini timp de 5 ore, pentru că ne uităm și ne vedem tot în larg. Degeaba spunem lucrul acesta și foarte important este ca în viața noastră, în primul și în primul rând, să stabilim și persoane, dar și valori autentice. Este o luptă a valorilor, de fapt, pe care o trăim. Nu este o luptă a sfinților. Nu este o luptă a oamenilor care, vai de mine, eu sunt drept, eu, călugărul respectiv, sunt drept și vreau să mă pun pe mine exemplu, sub nicio formă. Este o luptă a valorilor. Este o luptă în care ori cade Dumnezeu, ori cad idolii. Aici este. Și acum nu este o luptă în care noi suntem chemați, vai de mine, să luptăm la modul efectiv împotriva unor persoane. Nu. Noi trebuie să luptăm la modul efectiv împotriva ideilor, împotriva greșelilor, nu împotriva persoanei. Pentru că niciodată biserica nu își va propune, sau să ferească Dumnezeu să-și propună vreodată, să urmărească pe oamenii sau să-i îndrepte cu forța pe oamenii care au alte concepții sau alte obișnuințe decât cele care sunt stabilite de Dumnezeu. Nu poți să faci pe un om sfânt cu forță. Nu ai cum să faci pe un om drept, impunându-i să fie drept, sub nicio formă. Poți să educi un om să fie drept. Poți să-i arăți unui om care este calea. Nu poți dresa,
Sfinții nu sunt animăluțe dresate. Ați văzut, noi iubim foarte mult căței în ultimul timp. Iubim foarte mult animăluțele care ne ascultă, care îi spunem, vin aici și el vine. Du-te acolo și el se duce. Aruncăm bețișorul și el aduce bețișorul înapoi. Vai de mine, ce băiat bun! Pentru că suntem persoane care nu prea vrem să lucrăm cu cei din jurul nostru și să acceptăm efectiv sictirul unui om. Are dreptul să fie sictirit pe noi. Și noi trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Nu putem să acceptăm faptul că un om nu este de acord cu noi. Care dreptul să nu fie de acord cu noi? Nu putem să acceptăm faptul că un om nu ne suportă, că nu ne vrea în jurul lui, că nu face ceea ce spunem noi, că nu are aceleași valori pe care le avem noi. Nu putem suporta lucrul acesta. Și mai mult decât atât, se caută un fel de, se practică așa, un fel de punerea a bocancului pe figură, știți? A bocancului pe gât. Așa se practică. Știți, polițiștii când imobilizează un om, trebuie să-i pui genunchiul pe gât, genunchiul pe piept, acolo de acolo spune. Sau să-i pui pumnul în gură, cum se spune la noi. Nu putem să avem atitudini de acest gen și să spunem că nu, despre lucrul ăsta nu se discută, despre lucrul ăsta nu avem dreptul să problematizăm din cauză că așa simțim noi și că așa trăim noi. În momentul în care lăsăm obiceiurile noastre să devină reguli sociale, obiceiurile fiecăruia dintre noi, de fapt mergem ușor, ușor spre oarecare destrămare. Da. Și nu este o destrămare doar interioară noastră, ea este în primul și în primul interioară noastră, însă ea este o destrămare care este și socială. Și este și o destrămare și familială. Este și o destrămare de genul acesta palpabilă, care se vede în viața fiecărui om și chiar în viața societății. Uitați-vă, de exemplu, cât de despărțiți suntem noi, doar pe culoare politică. Exact. Doar pe culoare politică. Și cât de mult se ceartă oamenii pe aderența la un partid sau altul, sau pe aderența la un sistem sau altul, de guvernământ sau sistem de organizare socială, când toate sistemele trebuie să aibă grijă. Oamenii să fie educați, să fie educația de bună calitate, oamenii să aibă medicina asta decentă, oamenii să aibă infrastructură, oamenii să aibă siguranță, oamenii să aibă ce mânca, oamenii să aibă unde lucra. Despre asta este vorba. Dar noi, pentru că nu înțelegem niciodată care sunt lucrurile necesare, care ne sunt lucrurile de trebuință și care ne sunt plăcerile, atunci noi intrăm în confuzia aceasta totală și nu mai știm să urmărim. Discutam cu cineva și chiar vorbeam despre anumite, că mă mai apucă și pe mine greșeala să mai vorbesc despre politic sau să vorbesc despre anumite decizii. Și întotdeauna oamenii nu au chef să mai discute sub nicio formă și strântesc în față. Ești conservatorist sau ești socialist sau ești nu știu ce. Stai seama că atunci discuția nu se poate purta. Pentru că oamenii deja sunt într-un anumit loc în care nu este posibilă schimbare. Chiar dacă, și aici este mare problemă, chiar dacă omul care a fost sau care este în fruntea și de care în fruntea țării sau în fruntea unei organizații și de care el este legat sentimental, a făcut greșeli. Nu contează lucrul ăsta, pentru că legătura noastră este una sentimentală. Aici mi se pare că greșim foarte mult în ceea ce înseamnă aderarea noastră interioară față de unele păcate mici sau păcate mari. Că noi ne lipim de ceea ce înseamnă obiceiul păcatului, și de asta se ajunge la patimă, cu toate forțele noastre sufletești. Intră în joc și iubirea noastră, capacitatea noastră de a iubi, intră în joc și capacitatea noastră de a raționa, intră în joc capacitatea noastră de a trăi. V-ați întrebat, spre exemplu, vreodată, din ce cauză oamenii se sinucid? Da. Vă dați seama, deci se ajunge ca oamenii să trăiască. Dar din ce cauză oamenii ajung să se sinucidă pe marginea plăcerilor? Noi nu intrăm acum, vai de mine, că săracii oameni ferească, nu judec lucrul ăsta. Câte o tragedie din asta cred că este în fiecare familie. Sau, mai bine spus, s-a ajuns ca fiecare familie să nu fie străină de câte un fenomen de genul acesta. În rudele mai îndepărtate sau mai apropiate.
Dar noi vorbim de fenomenul interior, nu ca să judecăm oamenii care au trecut prin așa ceva. Cum intră frica în sufletul nostru și omul ajunge să se sinucidă de frică. Cum intră plăcerea în sufletul nostru și omul ajunge să fie atât de consumat de o anumită plăcere, de o anumită patimă, încât nu-și mai vede sub nicio formă decât el să își pună capăt propriilor zile, propriei vieți. Cum intră obsesiile în mintea noastră încetul cu încetul și ajungem ca să nu mai găsim sub nicio formă dorință de a trăi în această lume și să dorim doar dorința de desființare a noastră, să simțim desființarea, să simțim moartea eternă, pentru că asta este o dorință, pentru că orice sinucigaș nu își pune problema existenței de după. De aceea biserica înmormântează numai oamenii care au trecut prin acest eveniment, prin această nenorocire, doar cei care și-au pierdut capacitatea de discernământ. Doar pe aceia îi înmormântăm. Pentru că oamenii ăia nu au făcut acel gest din cauza că ei nu credeau sub nicio formă în ceea ce înseamnă dincolo. Pentru că ei de fapt nu mai aveau cum să formuleze vreun gând cu privire la ceea ce înseamnă viitorul lor dincolo de moarte. Dincolo de moartea trupului. Ei bine, în momentul în care omul ajunge la acest, pentru că asta este treapta cea mai de sus a păcatului, sinuciderea. În momentul în care omul ajunge în această zonă, atunci înțelegem de fapt ce înseamnă din punct de vedere al creștinismului retragerea din lume ca să poți să trăiești bucuria ta personală. Pentru că omul care se sinucide spune că nu mai are niciun sens pe lume. Asta este foarte interesant. Omul nu se sinucide din cauza că este, vai de mine, extraordinar de mulțumit cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. Ba mai mult decât atât spun oameni, nu mai pot să fiu acceptat. Sau nu mai pot să accept nimic din ceea ce este în jurul meu. Sau nimic nu mă înțelege sau nimic nu mă împlinește. Dar ce se întâmplă acolo? După ce am trăit toate cele ce ne-au plăcut. Sau după ceea ce am lăsat, după ce am lăsat să intre în sufletul nostru tot ceea ce se știe prin legea lui Dumnezeu că este autodistrugător. Ieșirea din acest circuit și din această continuă prăpastie și din această din ce în ce mai adâncă prăpastie se face după cuvântul psalmistului. Vezi smerenia mea și osteneala mea și îmi iartă mie păcatele mele. Ce înseamnă lucrul acesta și cum ne influențează? În primul și în primul rând, în fața păcatului nu avem cum să luptăm cu mândrie și cu relaxare. Adică nu putem spune, ăsta sunt, asta îmi place să fac. Sau mai mult decât atât, să spunem că sunt mândru de ceea ce fac. În momentul în care acceptăm ceea ce facem, doar pentru faptul că ne place ceea ce facem, în momentul acela lăsăm un loc imens în sufletul nostru, în mintea noastră și în inima noastră, un loc imens de lucru pentru această forță destructivă care este păcatul în noi și care până la urmă ne vrea viața. Pentru că păcatul este un fel de vampir de acesta, păcatul este un criminal al sufletului nostru și al minții noastre. Spune înțelepciunea lui Solomon. Cartea înțelepciunii lui Solomon. Înțelepciunea nu va sălășlui niciodată într-un suflet păcătos. Deci, păcatul reușește să intre până în cele mai adânci unghiere ale sufletului nostru, așa cum virtutea reușește să intre și să transforme omul. În momentul în care psalmistul spune să vezi, Doamne, și smerenia mea, să vezi și osteneala mea, Ce vrea să zică el? Vezi că eu am problematizat lucrurile astea. Vezi că eu nu am spus, ei, lasă că ce-o fi, o fi. Lasă, am făcut și asta, am făcut și cealaltă, am făcut și cealaltă și de acum mai dăm înainte. Nu m-am împăcat cu ideea. Adică m-am muncit cu ceea ce am făcut, m-am muncit în sufletul meu. Am căutat o soluție. Asta înseamnă vezi osteneala mea. Iar pe de altă parte vezi și smerenia mea. De ce? Adică ca să înțelegem odată pentru totdeauna că soluția nu este în noi înșine. De asta se face deschiderea spre Dumnezeu.
De asta se face deschiderea spre un om care este dincolo de capacitățile noastre de a gândi. Că noi în momentul în care am făcut păcatul, deja gândim în păcat. Noi în momentul în care am făcut păcatul, deja iubim în păcat. În momentul în care am făcut păcatul, deja lucrăm în păcat. Oricare ar fi el. Și păcatul acesta înseamnă în primul și în primul rând depărtarea de Dumnezeu. De aceea, în momentul căderii lui Adam și în momentul căderii Evei, ce spune? Au cunoscut ei binele și răul. Au experimentat binele și răul. Nu au crezut în ceea ce este bine sau în ceea ce... Nu au crezut în izvorul binelui, pentru că asta este Dumnezeu. Binele, mai presus de binele și izvorul binelui. Binele, izvorul binelui și mai presus de orice bine. Da. Și din momentul în care au mers pe această cale a experimentării, ca să zic, nu au mai putut să se întoarcă de acolo, pentru că ei l-au pierdut de fapt pentru o clipă și de acolo până la învierea lui Iisus Hristos l-au pierdut până în momentul acela din ce în ce mai mult, umanitatea a pierdut din ce în ce mai mult legătura cu Dumnezeu, în minte, în inimă, în voință. Și de aceea nu am făcut, nu că Dumnezeu, vai de mine, cât de mult s-a simțit jignit Dumnezeu că a mâncat ăla dintr-un pom. Nu. Acolo a fost o despărțire totală de ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu. Și în momentul în care s-a acceptat sugestia primă, în care spune, nu asta vi s-a spus, ci este frică, nu care cumva să fiți ca el, că veți fi ca el, cunoscând binele și răul. Ați văzut, să intră întâi văzând că pomul este bun, după aceea văzând că el dă cunoaștere, după aceea văzând că el te duce până la nivelul lui Dumnezeu, a mâncat. Și căderea a fost proporțională cu tot ceea ce s-a gândit până în momentul acela. Și și-a acaparat toate părțile sufletești. Că ce a spus? L-a văzut că este bun. Simțurile. Și-a imaginat, l-a văzut că este plăcut la vedere. Simțul văzut. Și-a imaginat că este bun la gust. Și a intrat păcatul la modul erotic în om. După aceea a spus, stai așa, că el îți dă și știință. Și atunci a acaparat și aspecte ale minții. Și după aceea a spus, stai așa, că voi fi și ca Dumnezeu. Și atunci a despărțit și a intrat și, ca lucrare și în aspectele inimii. Și atunci a arătat cum omul în totalitatea lui este acaparat, în totalitatea lui este cucerit de ceea ce înseamnă un simplu act. Că noi așa am zis, hai domnule, ce așa am păcat că a fumat ăla o țigară. Așa se întâmplă și în ziua de azi. Mulți spun, care contestă, de exemplu, postul bisericii. Hai domnule, interesează pe Dumnezeu, creatorul universului, ce bagi tu, ce mănânci tu în anumită zi din an. Exact pe raționament, tot pe raționamentul ăsta merg. Dar repercusiunile, așa cum ați spus, sunt mult mai mari. Adică... Repercusiunile care sunt naturale și Dumnezeu nu prea are treabă cu ele. Că așa spune, vai de mine că Dumnezeu ne-a părăsit pentru păcatele noastre sau Dumnezeu ne ceartă pentru păcatele noastre. Aia este o urmare naturală. În momentul în care facem un lucru, nu avem cum să nu suportăm consecințele lui. În momentul în care ai vorbit urât cu soția, în momentul în care ai vorbit urât cu soțul, în momentul în care ai înjurat, în momentul în care ai lovit, în momentul în care te-ai despărțit de prietenul tău, în momentul în care l-ai înșelat, în momentul în care ai făcut, în momentul în care te-ai îmbătat, nu ai cum să nu trăiești urmările a ceea ce s-a întâmplat. De aceea toată lumea spune, vai de mine cât de sângeros este Dumnezeul Vechiului Testament. Cum poți să accepți un asemenea Dumnezeu care oriunde caută numai răzbunare, pentru că unii oameni nu l-au ascultat? Vedeți tot lozinci de acestea limitate ca și gândire. Da, da. Tot lozinci de acestea limitate. Păi cum stai așa dacă un om îți face ție un rău? Tu chiar dacă vrei să îl iubești pe omul respectiv, în el s-a întâmplat lucrul ăsta. Tu chiar dacă rămâi în iubire față de el, în el s-a întâmplat lucrul acela. Deci gata, răul care ți l-a făcut îl modifică pe el și face imposibilă relația lui cu tine, nu relația ta cu el. Tu rămâi în dragoste. Oricum rămâi. De asta spune Mântuitorul Iisus Hristos. Ăla care îți dă o palmă, tu întoarce și cealaltă. Adică tu nu rămâi cu palma lovită, cu fața, cu,
cu obrazul lovit înspre omul ăla și îi arăți, uite, asta mi-ai făcut și tu de acum asta vezi. Nu, el este întors și celălalt care spune, frate, tu oricum nu m-ai modificat pe mine. Pe tine te-ai modificat. În momentul în care eu las să intre răutatea lui în mine și încep ura față de cel care m-a jignit, ura față de cel care mi-a făcut un rău, da, atunci și răul intră în mine și atunci și eu mă modific în relație cu el, dar răul nu intră în Dumnezeu. Răul nu intră în Dumnezeu. În cartea profetului Isaia spune în felul următor: veniți să ne judecăm, zice Domnul, și de vor fi păcatele voastre cum este noroiul, ca zăpadă le voi albi. Ce înseamnă? Că Dumnezeu nu ne lasă totuși în păcatele noastre. Dar trebuie să venim să ne judecăm cu El. Adică ce înseamnă lucrul acesta? 1. Trebuie să existe o desprindere a inimii noastre față de belele pe care le-am făcut. În primul rând. Și după aceea judecata mai arată încă un lucru. Aspectul nostru mental. Aspectul nostru, că noi ne-am gândit la ceea ce am făcut și că am venit în fața lui Dumnezeu ca în fața unui judecător și așteptăm totuși o sentință care vrea să ne îndrepte. Că asta este diferența între sentințele pe care le dăm noi ca oameni și ca societate și sentințele pe care le dă Dumnezeu și biserica. Niciodată canonul pe care îl dă un preot nu este făcut să desființeze sau să pedepsească un om. El este făcut ca să îndrepte un om. Legile noastre umane lucrează pe frică. Legile bisericești nu lucrează niciodată pe frica omului, ci pe transformarea omului. Noi ce am pierdut din legile noastre umane? Ideea și scopul legii și scopul judecății. Pentru că noi, de exemplu, dacă zicem că cineva a făcut, a jefuit, noi îi dăm câțiva ani de pușcărie, să spunem. Legea umană îi dă câte justiția omenească, lumească, îi dă câțiva ani de pușcărie. Dar asta nu înseamnă că îl îndreaptă. Asta nu înseamnă că omul respectiv va ieși după 5 ani de pușcărie, după 10 ani, după 20 de ani, că a făcut o crimă sau nu știu ce mai a făcut el. El iese de acolo îndreptat. El iese de acolo pedepsit. Că nu iese îndreptat. E posibil să iasă și îndreptat omul, dar iese îndreptat din cauza că a suferit foarte mult acolo și spune, vai frate, nu mai fac niciodată că trăiesc chestia asta, îmi îndrept viața. Dar suferința poate, care se întâmplă acolo din sistematic, suferința sistematică, privarea sistematică, poate să și înrăiască un om. Și de aceea, de cele mai multe ori, înrăiește un om suferința. Aici este diferența între ceea ce suntem noi capabili să facem ca lege, ca oameni, că așa ne zicem noi, că suntem, vai de mine cât de evoluați suntem, și că am mers spre o societate laică pentru că aia bisericească sau aia teocratică sau aia care ținea de Dumnezeu, vai de mine, era atât de înapoiată. Nu cred. În momentul în care Dumnezeu pedepsește un om, îl pedepsește ori spre îndreptare sau în momentul în care îl desființează parțial aici, în lumea aceasta, el îl face din punctul lui de vedere divin. Da. Cred că din cauza asta, încet, încet, totuși, aici este într-adevăr oarecare evoluție a gândirii umane, s-a renunțat la pedeapsa cu moartea. Pentru că nu poate spune omul vreodată că În acea persoană care a făcut un rău, care este, de exemplu, nu știu câte crime sau nu știu câte, nu va mai exista niciodată îndreptare. Noi nu putem să spunem lucrul ăsta. Că este pus în pușcărie pe viață și că omul ăla nu mai are dreptul niciodată la libertate, este o simplă metodă de-a noastră de a cuantifica sau de a pedepsi sau a spune, băi, noi nu mai avem cum să avem încredere în tine sau noi nu suntem capabili să vedem că tu te-ai îndreptat. Că aici este problema. Noi nu putem intra atât de mult, știința psihologică nu poate intra atât de mult în interiorul omului ca să-i spună, de exemplu, unui criminal, după 2 ani de zile, tu te-ai îndreptat. Gata, tu poți să ieși în societate. Fără nicio problemă. Că ai omorât 10.000 de oameni. Tu poți să ieși în societate că tu ești îndreptat. Tu nu vei mai face niciodată lucrul ăsta. Noi nu putem intra până acolo cu știința noastră psihologică. Nu putem intra până acolo în sufletul omului. Sau
Pe de altă parte, nu putem intra nici în felul următor să-i spunem unui om care pur și simplu a furat ceva, să-i spunem, să-i dăm drumul și să spunem că cu siguranță tu de azi înainte nu vei mai fura și din cauza asta eu îți dau drumul. Deci noi gândim doar la nivelul de pedeapsă. În momentul în care ne uităm la viața unor sfinți care înainte au fost mari tâlhari, că înainte au fost chiar ucigași de oameni sau că înainte au fost mari făcători de rele, îndreptarea lor în legătură cu biserica să putea face la nivelul total. Pentru că, din ce cauză? Și aici spunea, lasă, de unde știu eu că ăla dacă a venit neapărat în biserică sau ăla dacă s-a făcut neapărat monac, ăla să-și îndreaptă. În momentul în care omul ăla chiar rămâne în mănăstire, vorbesc aici, spre exemplu, de viața Sfântului, vorbesc aici de viața Sfântului Moise Etiopianul, pe care l-am prezumit zilele trecute. Da, da. Acela deja a fost un criminal notoriu. În momentul în care a intrat în mănăstire și i s-a dat o simplă chilie, omul ăla și-a luat singur canonul. Și omul ăla nu a făcut numai ca să se sustragă unei pedepse lumești. Nu. Da. El pedeapsa și-a luat-o singură și a spus nu. Eu deocamdată nu pot să gestionez sub nicio formă relațiile astea sociale. 1. Relațiile dintre oameni eu nu le pot gestiona. Sunt mult prea aplic, sunt mult prea violent, sunt mult prea desfrânat, sunt mult prea doritor de sânge. Lucrurile astea nu le pot opri. Și numai un Dumnezeu ar putea să mă despartă pe mine de toate lucrurile pe care eu le-am făcut. Pentru că se cere o schimbare a omului. Și în momentul în care omul ăsta ajunge în faza de autoizolare, în singurătatea chiliei și numai în legătură cu Dumnezeu, el își dă propriul canon sau el își începe propria muncă la ceea ce înseamnă restaurarea vieții lui interioare. Și a început săracul să facă nu știu câte mii de metani. A început săracul să postească nu știu câte zile. A început săracul să facă nu știu câte citiri și nu știu câte ascultări și nu știu câte osteneli, că ajungea să doarmă numai o două ore pe noapte și își căuta întotdeauna alte și alte și alte osteneli, pentru că sfinții nu găsesc vreodată, asta e diferența între omul care se îndreaptă în legătură cu Dumnezeu și omul care se îndreaptă în legătură cu oamenii. Omul care se îndreaptă în legătură cu Dumnezeu spune în felul următor, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ce se întâmplă? Omul ăla nu așteaptă niciodată ieșire. Un om care își realizează într-adevăr crima pe care a făcut-o, niciodată nu își va dori, vai de mine, să iasă din nou în libertate. Asta este problema. Noi aici ar trebui să lucrăm sau aici ar trebui să vedem anumite aspecte ale îndreptării omului. Dacă reușim să vedem lucrul ăsta. Omul care a făcut o faptă extraordinar de gravă nu își caută, vai de mine, cum pot să fiu cât mai repede drept în ochii oamenilor. Am ispășit pedeapsa și de acum sunt drept. Pentru că drept în ochii oamenilor oricum nu ai să fii niciodată, că noi întotdeauna judecăm pe ceilalți. Ce spunem? Ăsta a fost un criminal, ăsta a fost un violator, ăsta a fost un tâlhar. Noi niciodată nu credem în restaurarea totală a omului. Pentru că ăștia suntem. Noi avem partea asta demonică în noi, pentru că demonul este avocatul care spune că omul nu se poate îndrepta niciodată și că el trebuie damnat etern. Asta este lucrarea demonului. Și ăsta este demonul din noi care nu credem, dar noi nici nu cunoaștem. Pentru că și noi suntem în aceleași păcate în care este și ăla, într-o măsură mai mică. Noi n-am ajuns încă să ne destrăbălăm vizibil, dar ne destrăbălăm interior, exact. Fără nicio problemă. Și în momentul în care îl avem pe acest Moise Arapu care și-a luat singur măsura nevoinței și nici noaptea nu mai avea liniște din pricina vechilor păcate pe care le-a făcut, că ce făcea? După ce stătea toată ziua și făcea rugăciuni, după ce stătea toată ziua și muncea, noaptea căuta noi modalități de a face binele. Și se ducea pe la chilia fiecărui frate, erau chilii din 100, din 200, din 200 metri, era câte o mică zidire din asta, patru pereți și un acoperiș în pantă din asta. Simplu. Scurgă apă, oricum ea era puțină, nu o mare apă în pustie. Și el mergea și până la râu era foarte mult drum de făcut. O steneală foarte mare și în timpul nopții și frica animalilor, vipere, șerpi și ce mai erau pe acolo. Și el lua vasul de apă a fiecărui bătrân
și se ducea, îl umplea și îl aducea. Și fiecare dintre bătrâni, când se trezea dimineața, îl vedea pe omul respectiv, își vedea vasul plin cu apă și spunea, bă, iar Moise a muncit astă noapte. Deci asta este măsura pe care și-o ia un om care realizează că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu în primul și în primul rând. Că dacă noi realizăm că am greșit doar față de oameni și nu față de Dumnezeu, nu ne interesează prea mult. Pentru că din ce cauză? Credem că noi, de aceea să fac și atât de mari nelegiuiri de către oamenii care sunt în putere sau care au puterea la degetul cel mic. Din ce cauză? Pentru că ei nu cred că există un Dumnezeu judecător. Ce spune? Ce spune cuvântul Psaltirei? Zisa ce nebun în inima sa. Nu este Dumnezeu care judecă pe pământ. Deci dacă nu este Dumnezeu care judecă, eu pot să fac orice. Trebuie doar atât să am grijă cum pot fenta justiția socială. Cum pot fenta sistemul acesta? Oamenii oricum au ajuns la anumite sisteme care răsplătesc binele, să spunem, sau învinuiesc rău. Dar întotdeauna lucrurile astea pot fi jucate, întotdeauna lucrurile astea pot fi lărgite, știți? Întotdeauna nu sunt niște cadre foarte fixe și în care intră tot omul care a greșit și din care scapă tot omul care face binele. De cele mai multe ori, cel mai sfânt dintr-o generație este tratat ca un păcătos. De cele mai multe ori, cel mai sfânt dintr-o generație sau omul cel mai bun al unei generații este întotdeauna acuzat. De cele mai multe ori. Și aici este minusul justiției noastre. Aici este minusul, dar nu ca al justiției noastre, ca cum era o modă din asta, toată lumea să dea în justiție. Eu vorbesc de justiție la nivel uman, nu justiția de România sau justiția de judecăm. Da, nu mă interesează aspectele astea. Și acest Moise, ca să vedem până unde își duce, că cineva spunea, părinte, ce, ăla a făcut crime. Ăla a făcut crime de sau și a intrat în biserică și a spus, vai de mine, m-am pocăit și vai de mine, îl și iertăm. Era cel mai temut, avea banda lui cea mai temută din ținut, omorâse 300 și ceva de oameni, era, ce să mai, spaima ținutului, practic. Era și spaima foarte... ținutului. Da. Și spune, și cum, părinte, ăsta vai de mine, s-a pocăit, sau vai de mine, a intrat în biserică și a scăpat de tot ceea ce însemna pedeapsa pe care el trebuia să o suporte. La vremea respectivă, pedeapsa a însemnat tăierea capului, uciderea. Dar ce aducea această ucidere a lui bine pentru societate? Întrebare. Și ce a adus această transformare a lui în viața pusnicească pentru societate? O pildă. Că omul într-adevăr se poate schimba, dar numai în relație cu Dumnezeu. Că omul într-adevăr poate ajunge din cel mai mare blestem pentru societate, pentru cetate, pentru lume, poate ajunge din cel mai mare blestem, poate ajunge cea mai mare binecuvântare. Și dacă urmărim viața, că nu este doar intrarea în biserică și știți că este scena aceea din Vlad Țepeș, în care vin dregătorii la biserică după ce au fost învinși pe câmpul de luptă. Și este foarte populară pe rețelele de socializare. Spuneau, iată, biserica și așa ceva. E bună scena aceea, dar nu-i până la capăt, știți? Da. Și într-adevăr, arată un aspect foarte clar. Pocăința de fațadă. Adică boierii respectiv au venit, Doamne iartă-mă, și atunci este discuția între ierarhul respectiv, care îi dă el ăsta, cum îi spune, versetele din scriptură lui Vlad Țepeș, și Vlad Țepeș care vine și spune, nu trebuiau să vină la biserică înainte. Și avea dreptate parțial. Da. Dar nu a avut răbdare să vadă dacă venirea lor spre biserică este reală sau nu. Dacă ne uităm la viața Mariei Egipteanca, venirea ei spre biserică a fost reală. Dacă ne uităm la Moise Arapul, dacă ne uităm la Moise Etiopianul, venirea lui spre biserică a fost reală. Dacă ne uităm la alți ființi care înainte au fost oameni păcătoși, venirea lor spre biserică a fost reală. Nu a fost doar o scăpare de gura oamenilor sau de răsplata pentru păcatele lor din partea oamenilor. Pentru că acest, să vedeți până unde ajunge pilda acestui om,
ca să vedem până unde ajunge și el nu, până unde ajunge și dragostea lui de îndreptare. Că omul ajunge să își iubească îndreptarea sa mai presus de propria lui viață, mai presus de propria lui sănătate. Și asta înseamnă nevoința pentru îndreptare. Că în momentul în care a simțit că a venit sfârșitul vieții lui, sau nu că a simțit că a venit momentul sfârșitul vieții lui, spune, iată fraților, el adunase vreo 70 de ucenici ai lui, dintre care foarte mulți tâlhari din vremea de dinainte, care aleseseră și ei viață pusnicească. Și a spus în felul următor, fraților, peste 3 zile sau peste câteva zile, aici vor năvăli barbare. Eu aici trebuie să rămân, pentru că oricine a scos sabia, de sabie trebuie să piară. Așa a zis cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Și eu cred în acest cuvânt și cred că până la sfârșit, prin această ultimă acceptare a nevoinței mele și a vieții mele, Dumnezeu îmi va ierta toate păcatele mele. Deci iată ce maturitate. Și pe lângă el, alți 7 ucenici lui, fost tâlhari și aceia, au zis, și noi stăm lângă tine, Părinte. Unul dintre ei a fugit, n-a putut să stea pe noi, s-a ascuns într-o peșteră alăturată. Și când au venit barbarii, i-au tăiat pe toți, nu au arătat niciun fel de împotrivire și a spus, aceasta este voia lui Dumnezeu. Și noi am scos sabia și au murit oameni din cauza noastră. Și am făcut atâtea nedreptăți care nu pot fi îndreptate printr-o pedeapsă umană vreodată. Îl rugăm pe Dumnezeu ca această ultimă jertfă noastră să fie primită ca o pocăință și ca o îndreptare a noastră. Și atunci cel care era în peșteră a văzut efectiv 6 stâlpi de lumină cum se înălțau la cer, în sensul că Dumnezeu până la sfârșit a primit jertfa lor. Numai Dumnezeu este cel, deci numai Dumnezeu este cel care ne poate spune într-un timp scurt sau lung dacă omul care a făcut un anumit păcat chiar vrea să se îndrepte. Și numai Dumnezeu este cel care poate să spună da în sufletul ăstuia, care spune acum cuvintele astea de îndreptare, chiar există dorință de îndreptare și chiar nu va mai exista păcatul pe care el l-a făcut înainte. Și de aceea Mântuitorul Iisus Hristos îi spune tâlharului de lângă el. Adevărat îți spun ție, tu astăzi vei fi cu mine în rai. Și toată lumea s-a scandalizat. Dar nimeni nu a înțeles și aici, iar suntem maneliși total. Pentru că noi atâta ne-am obișnuit să judecăm lucrurile numai și numai după aparență. Vai de mine, a spus unul că Doamne iartă-mă și l-a primit în rai. Ce mesaj să transmite lumii prin aceasta? Dar ei nu au realizat și nu au cercetat ceea ce a realizat păcătosul ăla de pe cruce. Că în momentul în care el suferea, suferința respectivă a privit-o ca dreaptă orientată împotriva lui. Și spui, păi nu avea cum să o privească altfel. Serios? Dar ia să ne uităm la cel de lângă. Ăla de lângă era total îndrăcit și total înverșunat. Și dacă îl dădea cineva jos de pe cruce, ăla din secunda 2 s-a apucat iar de omorât. Și dacă îl dădea pe cineva jos de pe cruce, pe ăsta la altul care spune da pentru păcatele mele și pentru ceea ce am făcut noi în toată viața noastră suferim, ăla din momentul ăla nu ar mai fi făcut niciun păcat. Dar noi nu realizăm lucrul ăsta. Noi nu avem capacitatea asta de a intra în sufletul lui unui om care a păcătuit. Numai Dumnezeu poate intra acolo. Și de aceea în taina spovedanii nu omul este ultima resursă și nu omul este ultimul care rezolvă problema. Așa zice, cu puterea care mi este dată mie, prin Sfinții Apostoli, puterea care le-ai dat-o Sfinții Apostoli, iartă, dezleagă, ridică, lasă păcatele omului respectiv. Ce a făcut tâlharul de-a dreapta Mântuitorului Iisus Hristos? Ce a spus? Cum de nu ți este ție frică de Dumnezeu, spune către celălalt? Noi pentru păcatele noastre. Dar acesta nu a greșit cu nimic. Și după aceea a mai spus, și pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Pe când acelalt, ca ce să arate aici? Că suferința pe care noi o aplicăm nu este tămăduitoare neapărat unui om. Nu este capabilă neapărat suferința pe care noi o aplicăm unui om să-l și transforme, să-l și modifice, să-l și îndrepte. De aceea, ăla care suferea a murit cu ura în inimă și cu părerea de rău că a fost prins pentru păcatele lui, asta este că
Am fost prins, bă, ce prost am fost, că am fost prins, că am omorât, că am fost prins, că am tâlhărit. Și ălaltul a spus, Doamne, primesc pedeapsa asta și îmi pare rău de tot ce am făcut și pomenește-mă Tu de ce? Pentru că a văzut că numai de la Dumnezeu mai poate avea o speranță și El mai mult decât atât și-a dat seama care suflet. Aici este problema între noi care păcătuim, oamenii care se îndreaptă și oamenii care nu se îndreaptă. Oamenii care se îndreaptă mai cred, deși sunt păcătoși până în măduva oaselor, încă mai cred că au o bucățică de suflet. Oamenii care nu se îndreaptă niciodată, nu mai cred că au o bucățică de suflet în ei. Și din cauza aceasta, nici nu pot să treacă peste ceea ce face păcatul din trupul lor și din sufletul lor. Și ce spune și cu asta închei? Ce spune Mântuitor, ce spune Dumnezeu prin raportându-se la societatea de după potop? Nu va mai sta Duhul meu în acești oameni pentru că ei sunt numai trup. Aici este de fapt problema esențială. Ce mai este din noi sau ce mai rămâne din noi? Mai rămâne din noi și din toate manifestările noastre și din toate legile pe care le facem la nivelul social și din toate regulile pe care urmărim să le implementăm și din toate obligațiile și din toate legăturile sociale și din toate legăturile noastre intime și din toate legăturile noastre sufletești și din toate legăturile trupești și familiale și de suflet. Și mai rămâne loc de suflet sau suntem numai trup? Da. Aici se pune problema transformării noastre și ce transformare reușește să facă în noi păcatul. Și noi trebuie să privim păcatul în primul și în primul rând, dacă vrem să ne ridicăm din el, numai și numai ca fenomenul care modifică distanța dintre noi și Dumnezeu, dintre noi și cei iubiți ai noștri, nu dintre noi și oamenii de care suntem atrași. Pentru că păcatul ne apropie de atracțiile noastre și virtutea ne apropie de iubirea noastră. Aici cred că trebuie să luptăm, aici cred că trebuie să înțelegem și aici cred că trebuie să lucrăm. Dacă avem și noi în minte cuvintele Mântuitorului din Apocalipsă, pentru că hai să terminăm totuși cu Apocalipsa, pentru că este o carte foarte la modă acum. Deși da. Neînțeles. Da. Cel ce face păcatul să continue să facă păcatul. Cel ce face binele să continue să facă binele fără să-l judece pe cel care face păcatul. Iată, eu vin și răsplătesc fiecăruia. Așa și noi trebuie să trăim cu această convingere că Dumnezeu este cel din urmă care vine și reglează conturile și cu noi și cu ceea ce am făcut în viața noastră. Chiar dacă noi am reușit să scăpăm unei judecăți omenești. Chiar dacă am reușit să fentăm sistemul. Aici este problema și a conducătorilor credincioși. Aici este adevărată problemă. Pentru că Ștefan a ucis oameni. Corect. Dar și Hitler a ucis oameni. Aici este problema de fapt. În momentul în care se caută îndreptarea unui om sau îndreptarea unei societăți, sau în momentul în care se caută distrugerea și construirea unei societăți doar pe bazele propriilor noastre convingeri. Ștefan a cerut jurământ de la oameni și a spus: jurați pe sufletul vostru, pe viața voastră, că asta este legea pe care o respectați, ca să nu cadă țara, ca să nu se desfințeze țara, să nu se desfințeze Moldova, jurați pe sufletul vostru și să jura, pe sabie să jura. Jurați și era jurământ. Și era jurământ. Și acum se practică jurământul. Dar noi din jurământ am făcut așa, un fel de... Na, ați văzut să jură. Jurăm. Și dacă jurăm și nu împlinim ce? Ce se întâmplă? Exact. Nu ar trebui, pentru că jurământul... Deci este foarte interesant. Ați văzut că jurământul se face numai și numai în legătură cu o persoană și nu cu o lege? Sunt oameni care jură pe Constituție. Total fals. N-are nicio treabă. Constituția se modifică. Exact. Că juri că ai să respecti Constituția. Așa, și dacă nu respecti Constituția, cine te pedepsește? Că ți-ai încălcat jurământul. Că jurământul este o reminiscență a faptului că
cineva are dreptul de viață și de moarte asupra ta. Și jurământul se face de preoți, se face de polițiști, se face de doctori, se face de militari, se face de tot ceea ce înseamnă de pompieri și de jandarmi și se face jurământul de conducători. Și jurământul se poate face numai, ați văzut că la medicină se mai face, în, pentru că n-a putut să se jure pe o lege. Medicina n-are cum să jure pe o lege. Pe jurământul lui Hipocrat. Da, și jurământul ăla este încă făcut încă în numele unei zeități. Aici e prostia cea mai mare a celor care au retras pe Iisus Hristos din jurământul ăsta. Au zis că, vai, de mine intră biserica și în medicină. Da. Nu, mă, găgăuțelor, n-are cum să intre biserica și medicină. În numele cărei persoane și voi de la care persoană așteptați îndreptare? De la Apollo sau de la Iisus Hristos? Da, da. Tu te juri pe numele lui Apollo, da? Slavă Domnului, slavă Domnului că medicii sunt în marea majoritate credincioși, ei nu fac binele în numele lui Apollo. Da. Dacă te uiți în numele cărui om sau cărei persoane fac, pentru că binele îl poți face numai legat de o persoană. Și trebuie să pui în jurământ numai o persoană deasupra ta, că numai persoana de deasupra ta poate să judece ce fel de bine ai făcut tu cu ceilalți persoane, cu ceilalți oameni. Și ce vrem noi? Să judece Apollo relațiile dintre medicul cu tare și aici este, dar tot oamenii tot așa, din superficialitate, din neînțelegere și din lipsă de discernământ și de trasare a relațiilor între ceea ce înseamnă biserica și ceea ce înseamnă Hristos. Da. Că vai de mine, dacă se jură în numele lui Iisus Hristos, asta înseamnă că biserica a căpătat nu știu ce putere și influențează. Bine, jură în numele lui Apollo. Slavă Domnului că jurământul aici tot așa este disociat, este schizoid, adică el nu face binele în numele lui Apollo. Slavă Domnului pentru lucrul ăsta. Însă, Ștefan a cerut jurământ și toți domnitorii cereau jurământ în numele țării pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu se jurau unii. Și atunci pedeapsa era justificată la momentul respectiv. Pentru că acolo era vorba despre conștientizezi că prin acțiunile tale moare țara, conștientizezi că prin acțiunile tale aduci o foarte mare pagubă și moarte oamenilor care chiar cred în tine și față de care tu ai făcut jurământul respectiv, conștientizat sau nu. Asta este diferența între îndreptările pe care le-a făcut Ștefan și îndreptările pe care le-a făcut Stalin sau Lenin. Asta este diferența între îndreptările pe care le face Dumnezeu în Vechiul Testament și îndreptările pe care le facem noi acum sau pe care le face în general umanitatea despărțită de Dumnezeu. În momentul în care lăsăm păcatul să intre până în adâncul nostru și afectează toate aceste decizii ale noastre, automat îndreptările pe care noi vom vrea să le facem în viața noastră de familie, în viața noastră socială, în viața noastră interioară, în viața noastră politică, vor fi false. Și întotdeauna se va urmări nu îndreptarea omului, ci răzbunarea lui. Dea bunul Dumnezeu să ne luminăm și noi un pic la minte, de la cel mic până la cel mare și să înțelegem că noi nu suntem puși aici să ne războim unii între alții pe marginea plăcerilor noastre, pe marginea preferințelor noastre. Să înțelegem că suntem puși aici să ne îndreptăm pe noi înșine. Ca nu care cumva să ajungem și noi, ca Sodoma și Gomora, în care nu că s-a trimis foc din cer, nu care cumva să vină Dumnezeu și să spună ia să mă pogor eu și să văd dacă greutățile sau cuvintele despre păcatele lor care au ajuns la mine sunt chiar așa. Ia să mă duc eu să cercetez această via mea. În momentul în care Dumnezeu se apucă de cercetat, atunci s-ar părea că nu prea putem să stăm în fața Lui. Fie că înțelegem lucrul acesta sau fie că nu înțelegem lucrul acesta. Dea bunul Dumnezeu să nu îl trăim. Amin. Amin. Foarte frumos, părinte, și cuprinzător. Mulțumim pentru sfatul și expunere. Înainte să trecem la întrebările de pe chat, s-au adunat câteva. Vreau întâi să mulțumesc tuturor pentru urări. Le doresc la fel tuturor pace, bucurie și numai bine, sănătate. Sunt Alexandru.
Da, Sfântul Alexandru să vă lumineze și să vă ajute întru toate. Mare luptător împotriva lui Arie și pentru dreapta credință și avem multe de învățat. Vă îndemn să citiți viața lui și acatistului, desigur. Înainte să trecem la întrebări, părinte, aveam eu o întrebare. Cum putem trăi viața de zi cu zi, așa cum suntem noi, fără să-L întristăm pe Dumnezeu? Că asta ați spus, că prin însăși viața noastră de zi cu zi îl întristăm și ne depărtăm de Dumnezeu. Și vreau să dau un exemplu, o iau pe mine ca exemplu. De exemplu, dacă eu, după ce terminăm emisiunea, da? Închidem frumos laptopul, fiecare zice la treabă. Dacă eu, personal, Alexandru, da? Mă duc să mă uit la, nu știu, un serial, îl întristez pe Dumnezeu? Deci eu mă iau ca exemplu, da? Mă iau ca exemplu ca să înțeleagă celălalt. Da. Eu am să mă îndepărtez de acest exemplu, ca să nu îl spun că mă interesează. Da. Dacă ceea ce faceți după, sau ceea ce face omul în general, îl îndepărtează de Dumnezeu, sau mărește distanța dintre el și Dumnezeu, atunci da, Dumnezeu se întristează. Dumnezeu nu se întristează pentru acte ale noastre. Noi asta trebuie să înțelegem. Că Dumnezeu nu se întristează că am făcut eu ceva. De asta zice, veniți să vă judecați, veniți în fața mea, de ce v-ați îndepărtat de mine? Dacă vor fi păcatele voastre negre ca noroiul, roșii ca purpura, eu ca pe o pânză le voi înălbi, ca pe zăpadă le voi curăța. Deci asta îl deranjează pe Dumnezeu, că noi ne îndepărtăm de El. Că ne îndepărtăm din cauza faptelor, asta e real, dar fapta este o chestie secundară. În primul și în primul rând există lucrul ăsta în mintea noastră, că de ce preferăm noi, de exemplu, să facem un lucru și să nu facem altul? De ce preferăm noi, de exemplu, să ne uităm într-o parte și să nu citim ceva sau să nu ne rugăm sau să nu vorbim cu Dumnezeu? Aici este problema, de fapt. Nu, faptul că poți să te uiți și la toate serialele din lume. Dacă reușești să ai rugăciunea minții sau a inimii și să vezi în toate lucrarea lui Dumnezeu interacțiunea din persoanele, da, dar mi este un pic mai greu să cred că se poate face lucrul ăsta. Erau oameni care au ajuns și sunt oameni care au ajuns la contemplație și la contemplare, care pot vedea din toate acțiunile lumii. Da. Și din toate faptele și din toate întâmplările care se desfășoară în fața lor, îl pot vedea pe Dumnezeu în lucrare. Cum eram pelerinul rus la un moment dat, când, nu știu, eram undeva într-o cameră, mi-aduc aminte așa ca prin ceață, și noaptea încerca să se roage și la o casă alăturată cânta muzică, mă rog, era petrecere. Și el a început să... Dacă omul cântă atât de frumos și cu atâta pasiune pentru o chestie atât de banală pentru el, oare cum cântă îngerii în cer? Și imediat, adică prin asta a făcut trecerea spre, cum a spus dumneavoastră, adică... Da, asta este o tehnică. Asta este o tehnică. Omul care deja a ajuns la a trăi alături de Dumnezeu și al vedea Dumnezeu, nici nu are nevoie de lucrul ăsta. Da. Pentru că ăla este pur, el trăiește starea pe care o trăia Sfântul Apostol Pavel. Ori de mâncați, ori de beți, orice altceva faceți voi să vă rugați, și ăla să ruga continuu. Da. Omul când mânca să ruga, pentru că el nu mai exista niciun act care să îl influențeze. Noi suntem atrași de mâncare, noi suntem atrași de privire, noi suntem atrași de păcat. Și lucrurile astea, noi suntem atrași de plăcere. Și lucrurile astea ne îndepărtează. Că simțim atracția. În momentul în care... De-aia am pus problema așa pe fapte. Pentru că oamenii au senzația că totul funcționează ca o magie. Domnule, dacă, nu știu, fac treaba asta sau treaba asta, gata, Dumnezeu nu mă mai iubește. Adică totul se întâmplă așa, pocnind din degete, brusc. Cum e magie, nu? Că magie cum e? Când spui teoretic, când spui o formulă magică, se întâmplă magia, da? Așa se întâmplă. Așa avem presia și noi, că dacă facem un lucru sau altul, gata, Dumnezeu pleacă sau Dumnezeu se încruntă, Dumnezeu, nu știu, are ceva cu noi. Și automat și noi, gata, nu mai avem treabă cu el și gata, s-a rupt relația de prietenie. Iar când spunem și noi o rugăciune sau mergem la biserică și aprindem o lumânare, vai ce bun e Dumnezeu, vai ce frumos, vai... Și totul e așa, o schizofrenie din aceasta interioară, dacă o pot numi așa. Nu? Greșesc? Asta este, noi dacă reușim să înțelegem ce înseamnă apropierea și depărtarea,
Și mai ales dacă reușim să înțelegem ce înseamnă pomenirea lui Dumnezeu în interiorul nostru. Pentru că ce se întâmplă? Un om, dacă îl iubești, vrei să vorbești tot timpul cu el. Apreciezi, nu ai cum să fii supărat pe el. Întotdeauna cauți să afli cât mai multe lucruri despre el. Întotdeauna cauți să vorbești cu el. Întotdeauna cauți să intri în intimitatea lui sufletească cât mai mult. Păcatele sunt lucruri care ne îndepărtează de intimitatea lui Dumnezeu, pentru că alegem intimități din acestea, trupești. Da. Astea sunt, de fapt, despărțirea de Dumnezeu. Și asta nu ar fi problema foarte mare. Hai zicem că despărțirea. Dar asta înseamnă și moartea noastră. Pentru că așa zice, în momentul în care vei face aceasta, vei muri. Și plata păcatului este moartea. Nu că Dumnezeu, bă, ăsta s-a despărțit de mine, gata, de acum îl dau demonului. Da, nu în sensul ăsta. Că asta este urmarea. În momentul în care noi ne-am despărțit de viață, ca să spune, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt ce? Viața. Și Ioan Evanghelistul ce spune? La început era cuvântul și cuvântul era viața și viața era în lume. Viața era lumina oamenilor. Da. Acum viața nu mai este lumina noastră, pentru că noi suntem în faptele morții. Astea sunt păcatele. Fapte ale morții. Asta trebuie să înțelegem noi. Nu că vai de mine am făcut păcatul ăla sau l-am făcut pe păcatul celălalt. Noi de fapt ne-am despărțit de Dumnezeu. Aia e. Exact. Dumnezeu nu mai este în noi. Păcatul... Din cauza că am făcut. Dar nu din cauza că am făcut actul. Din cauza că am avut în inimă lucrul ăla care ne-a dus la facerea actului. Da. Și spune, pentru ce s-a îndepărtat inima fiilor lui Israel de mine? Corect. Da, da, am vrut să insist pe chestiunea aceasta pentru că este percepția aceasta greșită a creștinului de rând și de aceea ne și chinuim foarte mult pentru că nu vrem să înțelegem faptul că, nu știu, Dumnezeu nu e chiar așa după mintea noastră. Sfinții Părinți ne-au arătat puțin cum e relația cu Dumnezeu, dar cum nu citim din Sfinții Părinți și că nu ne interesează să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trăim așa cu iluzia aceasta că totul e mai de mine. Dumnezeu se încruntă, am făcut păcatul ăsta, vai, Dumnezeu mă urăște sau Dumnezeu nu mă mai iubește sau vai, ce, nu știu ce sunt eu. Ce îi spune, ce îi spune Iisus Hristos? Ce spune Iisus Hristos oamenilor din jurul lui în legătură cu femeia aceea care fusese desfrânată? Mult i s-a iertat pentru că mult a iubit. Da. Vedeți? Deci, de fapt, omul ăla era în multe păcate. Dar păcatul ăla n-a intrat până în adâncul sufletului lui și n-a reușit totuși să despartă de dragostea lui Dumnezeu. Și în momentul în care a întâlnit în viață momentul providențial, s-a apropiat la modul cel mai autentic față de Iisus Hristos. Nimeni nu s-a apropiat atât de autentic de Iisus Hristos ca tâlharul ăla de pe cruce și ca desfrânata de la picioarele lui Iisus Hristos sau ca vameșul Zaheu. Sau ca alți păcătoși din Evanghelie. Diferența cu noi astăzi este că Hristos că noi iubim păcatul. Că noi iubim păcatul. Aia este. Că noi iubim păcatul. Ajungem să iubim păcatul în locul lui Dumnezeu. Noi iubim, nouă ne face plăcere, noi suntem de acord. Noi facem lege din păcat, noi facem profit din păcat, noi facem lucru sufletesc din păcat. Aia este problema cea mai importantă. Nu că s-a păcătuit. Este o problemă foarte mare că s-a păcătuit. Dar ceea ce există în suflet, în spatele, din ce cauză ai păcătuit, din ce cauză ai ajuns în lucrul ăsta, din ce cauză. Și acolo este abandonul nostru, al inimii, al minții, al voinței, al libertății noastre, care înseamnă Dumnezeu, și abandonarea noastră în această plăcere pe care noi o iubim până la urmă. Exact. Da. Bun, mai sunt multe de discutat. Sunt atâtea volume de filocalii care expun toate aceste dedesubturi. O să le mai atacăm și în viitor. Propun acum să trecem la întrebări ca să răsplătim răbdarea celor care le-au pus. Iată prima întrebare. Alexandra mă întreabă în felul următor. Este bine sau nu dacă duhovnicul meu nu-mi pune patrafirul pe cap când îmi mărturisesc păcatele? Și spune că mi-l pune doar atunci când mă dezleagă și când o face rugăciunile pentru spovedanie. Da, atunci se pune în... face ceva corect, părintele, la modul... Acum este și o libertate, dar în momentul în care pune patrafirul pe cap, atunci el arată lucrarea
de dezlegare, că ea se face nu prin puterea lui și prin acțiunea lui, ci aceea se face numai și numai prin faptul că el este uns preot prin acest act sfânt, este uns preot de puterea dumnezească. Și el arată că actul iertării se face prin aceasta. După aceea, omul când ascultă și când vorbește cu celălalt, unii vorbesc sub patrafir, alții vorbesc direct față către față, alții vorbesc cumva într-un lateral, sau asta nu contează, mult mai puțin. Dar în momentul în care s-a făcut lucrarea sfântă, atunci se face cu epitrafirul, unii preoți și cu felonul în fața icoanei lui Iisus Hristos, și atunci se pune patrafirul pe acel om ca să arată lucrarea harică care pleacă prin omul respectiv și de care se bucură omul din, și pe care o simte omul care a venit către Dumnezeu. Deci să aveți totală încredere că este nicio problemă. Exact. Dele aduce în discuție o temă foarte interesantă și vreau să o discutăm și asta. Spune felul părinte, când cădem în păcate, cel rău pune stăpânire pe om din toate punctele vedere și omul nu realizează că este stăpânit de rău. Cum este, părinte, cu această posesie sau stăpânire a răului? Cum se manifestă sau cum ar trebui să o vedem? Faptul că uneori nu, diavolul ne joacă feste, avem ispite, sunt și oameni posedați, poate avem niște influențe mai puternice uneori spre anumite păcate, anumite patimi sau așa mai departe. Aici este vorba despre faptul că ceea ce facem ne determină. Noi suntem creați de ceea ce facem. În momentul în care facem binele, devenim mai buni pentru că suntem în legătură cu Tatăl Binelui. În momentul în care facem răul, devenim din ce în ce mai răi pentru că suntem în legătură cu Tatăl Răului. Și Tatăl Răului este și Tatăl a minciunii și Tatăl înșelării. Și Tatăl Binelui este Tatăl adevărului și Tatăl dreptății. Și de aceea sufletul nostru merge inconștient pe o cale sau pe cealaltă. Adică nu neapărat inconștient până la ultimul grad, dar el merge pe o cale. Deci fapta ne duce pe o anumită cale și numai actul mărturisirii și numai actul îndreptării și numai actul pocăinței, vezi smerenia mea și ostenia mea și îmi iartă toate păcatele mele, sau cuvântul pe care îl spune un alt loc al Scripturii, mi se pare că înțelepciunea lui Solomon, care spune că milostenia iartă mulțime de păcate. Da. Milostenia întoarce sufletul către Dumnezeu. Adică întotdeauna actele ne duc spre o zonă sau spre alta. Întotdeauna. Numai actele. Noi nu putem să jucăm la nivelul de concepții pentru că lucrurile astea sunt foarte subtile. Și lucrările demonice, dar și lucrările angelice. Noi pur și simplu ne transformăm în funcție de ceea ce facem. După faptele lor, îi veți cunoaște. După roadele lor, după roade se cunoaște pomul. Da. Bun. Mai departe, o întrebare directă. Ce facem, părinte? Ne dozăm sau nu împotriva acestui? Dacă vreți, oferiți un cuvânt, un sfat, pro, contra, cum simțiți dumneavoastră? Nu am să merg nici pro și nici contra. Nu am să merg în zona aceasta și nu pentru că vreau să mă eschivez sau din cauza că îmi este frică sau din cauza că... Și o mică adaos. Este sau nu lepădare? Iarăși, o chestie foarte interesantă. Nu. Asta am mai discutat-o de mai multe ori. Nu are nicio legătură Dumnezeu sau demonul cu actele medicale. Noi, în primul și în primul rând, trebuie să privim lucrul ăsta ca un act medical. Și în momentul în care privim lucrul ăsta ca un act medical, vedem care sunt beneficii. Ce scrie pe fiecare prospect? Tratament, scrie din astea, cum îi spune, posibile reacții adverse și ceea ce tratează. Noi trebuie să privim lucrurile foarte simplu. Noi, din cauza că întotdeauna am fost, vai de mine, terorizați cu lucrul acesta sau trebuie să se întâmple lucrul acesta, din cauza că întotdeauna există un baubau foarte mare care ne influențează și pune stăpânire pe toate deciziile noastre, am uitat să privim lucrurile simplu. Este vorba despre un tratament care funcționează sau care nu funcționează. Exact. El nu trebuie făcut și care poate funcționa pentru unii și care poate să nu funcționeze pentru alții.
Și el nu trebuie făcut pentru alte considerente decât medicale. Atât. Atât. Sau nu trebuie să nu fie făcut pentru alte considerente decât medicale. Așa că fiecare om care se bucură de libertate, de rațiune, de capacitate de retragere din ceea ce ne oferă, din mizeria care ne oferă lumea mediatică și din toate rebuturile și din toate mizeriile și din toate răutățile și din toate influențele oferite la fiecare colț de stradă, ca să nu spunem la fiecare porție de mici, că s-a ajuns și până acolo, să trivializăm un act medical cu mici și cu bere. Societate progresistă, asta am ajuns. Am trivializat, nu că am trivializat alegerile. Erau oameni care își băteau joc că oamenii să înghesuiesc niște bătrâni pe la niște hramuri de biserici, că vreau și eu o porție de sarmale. Că așa sunt unii bătrâni care chiar vor să mănânce și să înghesuie pe noi. Și noi am ajuns să trivializăm dita mai oamenii de știință și dita mai medici și să trivializăm un act medical în așa măsură. Să-l dăm pe mici și pe bere. Aici s-a ajuns cu informarea noastră. Mici și bere. Noi trebuie să privim lucrurile foarte simplu. Este un act medical care poate să ne facă bine, poate să ne facă rău. Sau poate să nu ne facă nimic. Exact. Și fiecare om trebuie să fie deplin conștient că noi aici, în momentul în care există întrebări de genul acesta, atunci noi nu suntem într-un loc foarte bun. Aici se arată de fapt cât de influențați suntem. Că nu știm ce să facem cu un lucru atât de simplu. Deci, pentru oamenii care au această nedumerire, de aceea recomand în primul și în primul rând rugăciune. Ca mintea să se lumineze. Da. Ca să știm exact ceea ce avem de făcut. Să nu ne mai luăm, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu vă mai luați după basme băbești. Noi trebuie să știm să nu ne mai luăm nici după basme medicale, nici după basme politice, nici după basme ideologice, nici după basme istorice, nici nu după basme băbești, obiceiuri fără sens. Aici trebuie să. Cuvântul s-a întrupat. Adică gata, domnule, avem rațiune. Avem pe ce să ne bazăm. Și atunci noi trebuie să avem. Dar îl înțeleg pe cel care a pus întrebarea asta. Din ce cauză? Pentru că întotdeauna suntem asaltați, întotdeauna suntem bombardați, întotdeauna suntem așa, parcă simțim jandarmul la spatele nostru care ne spune fa asta. Și atunci cedăm. Din ce cauză? Că nu avem mintea ancorată în ceea ce înseamnă Dumnezeu. Și de asta cedăm. Când facem ceva, trebuie să știm ce să facem. Și am spus foarte multe deja. Este un act medical. Priviți-l ca un act medical. Atât tot. Și este un act pe care voi trebuie să-l faceți în deplina voastră conștiență și conștientizare și în deplina dumneavoastră libertate să-l faceți sau să nu-l faceți. Corect, da. Astea sunt cele două mari probleme. Deci atât și eu personal le împărtășesc și le repet ca să fie foarte clar și poziția noastră. Actul este particular și așa cum nu știe nimeni dacă ce pastilă am luat, dacă am luat un Nurofen sau nu, sau dumneavoastră dacă ați luat o aspirină, nici nu mă interesează dacă v-ați dozat sau nu. Tot așa, deci contează foarte mult să ne informăm de plin și beneficii și reacții adverse și totodată să fie libertate. Să nu fim constrânși să facem o procedură medicală. Atât. Astea sunt cele două probleme. În rest, fiecare răspunde. Pentru că, cum am mai spus și la altă emisiune, dacă cineva, că noi nu știm acum, noi avem așa două perspective, pro și contra, da? Sunt două, nu știu, aripi, care două modalități de a gândi. Dar nu știm la judecată dacă cineva moare de boală și dozarea l-ar fi salvat dacă dă socoteală și invers, dacă dozându-se și moare din reacții adverse, dă socoteală la judecată. De aia depinde de fiecare și este responsabil fiecare cum simte și cum consideră cu propria conștiință, cu propriul suflet și cu propria persoană care se va
prezenta mai departe la judecată. Nu, eu așa văd lucrurile, personal. Și mai mult decât atât, dacă este să privim și din punct de vedere al temei respective, fiecare va suporta consecințele. Și de o parte, fiecare își asumă consecințele. Fie exact. Că face actul medical, fie că nu face actul medical. Corect. Acum vă puteți uita și la consecințe, și pro și contra, și decizia dumneavoastră puteți să o... Dar atât vă rog. Ca decizia dumneavoastră, în primul și în primul rând, să fie făcută și în relație cu Dumnezeu. Absolut. Atâta tot. Și da, în relație cu Dumnezeu. Nu din cauza că ar fi dozarea, o premergerea pecetului, nu din punctul ăsta, nu. Întotdeauna să vă gândiți și să faceți apel la rațiunea și la rațiunea divină pe lângă rațiunea noastră. Trebuie exact. Să cerem și luminare în zona aceasta. Și întotdeauna să știți că societatea ne va pune și oamenii puternici ai societății ne vor pune în zone de acestea în care, băi, ori pro, ori contra. Exact. Acolo să știți că se mai poate, acolo să știți că încă se poate lucra. Dumnezeu oferă soluții. Da. Dar noi trebuie să fim atenți să nu intrăm în jocul acesta. Că vai de mine, se întâmplă sau nu se întâmplă și nenorocirile dacă se întâmplă sau nenorocirile dacă nu se întâmplă. Exact. Trebuie să fim mic și înțelepți. Asta mai spun și eu. Serul în sine nu are nimic, nu are nanotehnologie, antene 5G, nu e nimic. Poate să aibă, nici nu mă interesează dacă are sau nu are. Nu mă interesează lucrul ăsta. Noi trebuie să vorbim la nivel de principiu și la nivel de mentalitate. Poate să ajungă să facă oamenii care au nanotehnologie și toate celea. Nu mă interesează. Noi trebuie să privim ca act medical. Pentru că asta este un act medical. Liber consimțit. Exact. Bun. Părinte, avem o următoarea situație. Cărățela mi-a trimis următoarea întrebare. Și anume, situația este în felul următor. Chiar acum, în timpul emisiunii, a sunat o doamnă și a luat-o la rost că de ce am făcut acest canal, că oamenii care au nevoie de Dumnezeu îl găsesc la biserică, că ce că căutăm pe YouTube, că aici nu este Dumnezeu, că de ce cerem bani pentru echipamente, pentru canal și nu muncim noi pentru ele. Că, așa, și pentru a nu face păcate nici noi, nici doamna, a rugat-o Grațiela să opri conversația, vă dați seama, că era mai mult un monolog. Și acum, părinte, Dumnezeu ne cunoaște și inima, și intențiile, și gândirea, și pe oamenii i-am putea minți, dar pe Dumnezeu nu-i putem minți, avem duhovnic, ne spovedim, suntem creștini, practicanți, cât ne stă și nouă putere. Acum, întrebarea este... Și sincer, vă rog să răspundeți la modul cel mai sincer, că nu avem nicio obligație față unul față de celălalt. Este greșit ceea ce facem noi aici, acum, părinte? De ce credeți că trebuie să vă dau eu răspunsul la treaba asta? Nu știu, sunteți unul dintre invitații. Adică dumneavoastră, nu știți dacă este greșit ceea ce faceți în legătură cu Dumnezeu? Nu, probabil. Și de ce dacă știm? Dacă știm că lucrul pe care îl facem în legătură cu Dumnezeu este bun, mai trebuie să privim la ceea ce... Întotdeauna oamenii vor judeca. Și lucru bun și lucru rău. Pentru că asta este tendința omului, să judece. Noi nu trebuie să judecăm pe oamenii care judecă. Că atunci ne transformăm și noi în oameni care au judecat, oamenii care au judecat. Fiecare om este îndreptățit să aibă părerea lui, să aibă judecata lui. Să facă absolut orice ce dorește, pentru că este un om liber. Cum și-a folosit și cum își va folosi libertatea, este treaba lui. Foarte mulți oameni au spus că Ștefan cel Mare a făcut ceea ce a făcut din cauza că era un iubitor de sânge. Pentru că era un iubitor de putere. Foarte mulți oameni au spus că Vlad Țepeș a făcut ceea ce a făcut pentru că era un iubitor de sânge, un iubitor de putere, un iubitor de a vedea suferință în oamenii din jurul lui. Poți să spui treaba asta. Că este lucrul ăsta chiar așa, nu știu dacă se poate demonstra sau nu. Cu siguranță și de aceea ultima judecată îi aparține lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să intre până în sufletul omului, până la despărțitura Duhului de suflet, până la despărțitura Duhului de trup și acolo să judece ultimele intenții ale omului. Și pe cele bune și pe cele rele. Și de aceea în orice lucrare pe care noi o facem,
și care este până la urmă vizibilă oamenilor și care poate fi judecat, noi în primul și în primul rând trebuie să ne uităm la Dumnezeu. Și dacă în legătură cu Dumnezeu nu simțim vină, atunci noi vom putea merge chiar dacă ne va judeca întreaga societate. Dacă în legătură cu Dumnezeu noi simțim vină, atunci nu vom putea merge și nu ne va merge bine chiar dacă va fi toată societatea de acord cu noi. Așa ni se și spune. Vai vouă când vă vor vorbi toți oamenii de bine. Vai vouă! Da. Așa că dumneavoastră nu cred că trebuie să adresați întrebări sau soluționări de genul acesta, ci dumneavoastră trebuie să vă uitați la scopul lucrării și la lucrarea în sine. Și dacă oamenii găsesc folos și dacă dumneavoastră faceți lucrul acesta cu folos, spre folos, cu inimă și spre inimă, atunci Dumnezeu le cântărește toate. Asta încercăm să bazați-vă, bazați-vă doar pe relația cu Dumnezeu. Și oamenii vor găsi, unii folos, alții nefolos. Da. Nu, noi am mai întrebat, știți, nu e prima oară când întrebăm, dar nu e, cum să spun, nu vrem să punem într-o situație ciudată, ci cerem Nu este vorba de situație ciudată, este pur și simplu vorba că noi nu avem cum să ne preocupăm de tot ceea ce crede fiecare om. Da. Nu avem cum, că nebunim. Noi trebuie să ne preocupăm de ceea ce crede sufletul nostru, dreptatea, adevărul, viața, iubirea, binele lui Dumnezeu. Și atunci când avem lucrurile astea bine stabilite în sufletul nostru, atunci noi putem merge prin tot ceea ce zic oamenii. Chiar dacă oamenii ne vor face rău sau nu ne vor face rău cu privință la ceea ce vrem noi să facem. Și atunci nu este nicio problemă. Mucenicii au murit uciși de oameni. Da. Ce problemă? Da, nu că am fi noi niște mucenici, dar căutăm, știți cum e, părinte, căutăm cât mai multe păreri, pentru că din multa sfătuire de acolo se naște mântuirea, știți? Și noi întrebăm în stânga și în dreapta. Mergeți direct pe părerea lui Dumnezeu. Direct pe părerea lui Dumnezeu. Bun. Sfaturi. Mulțumim foarte mult pentru încurajare. Mai departe, Silver are următoarea întrebare. Ce ar trebui să fac că mă simt tulburat în valul ăsta lumesc, de unde să pornesc să mă readuc în pace și liniște și lucid și să stau drept, să nu păcătuiesc, părinte? Tulburarea deja arată o problemă a noastră, nu a lumii. Noi nu trebuie să luptăm împotriva lumii, ci împotriva ceea ce intră din lume în sufletul nostru. Lupta noastră nu este împotriva trupului și a Duhului. De aceea noi nu trebuie să căutăm o lume perfectă, ci noi trebuie să căutăm o îndreptare a noastră. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos spune: fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Fiți dar voi sfinți, precum Tatăl vostru cel din ceruri sfânt este. Nu a spus Iisus Hristos să facem o lume mai sfântă sau să facem o lume desăvârșită. Ba din contră, a spus că iată, vine stăpânitorul acestei lumi și acesta nu are nimic întru mine. Noi trebuie să înțelegem lucrul acesta, dar în primul și în primul rând priviți, nu relația cu lumea. Închideți gândurile dumneavoastră în ceea ce privesc relația cu societatea în general. Priviți doar relația cu oamenii din lume. Și acolo unde vedeți o influență negativă sau care vă poate duce spre pierzare și care nu o puteți gestiona, atunci vă retrageți un pic. Da. Atunci când vedeți o influență negativă din partea unui om sau că nu se poate gestiona sub nicio formă, vă retrageți un pic. Și asta arată nepriceperea noastră, că omul este așa cum este. Dar în același timp, pe lângă relația cu oamenii, și trebuie să facem o relație din asta. În primul și în primul relația cu familia, relația cu prietenul, relația cu mama, cu tata, cu soția, cu soțul, copiii. Acolo trebuie să lucrăm. Dacă am lucrat la lucrul acesta, la aspectul ăsta mic, la societatea asta micro care există în jurul nostru, la toți cei care ne înconjoară, după aceea putem și acolo sunt lucrurile și acolo învățăm cum să renunțăm la părerile noastre. Și cum să tăcem, cum să ascultăm, cum să vorbim și când să vorbim,
După aceea, de la exercițiul ăsta pe care îl facem cu cei apropiați ai noștri, care sunt lângă noi 7, 6, 12, 24 de ore lângă noi, de acolo noi putem să începem în relația și cu societatea și cu lumea. Dacă începem din primul rând în societatea cu lumea și cum suntem văzuți noi în lume, cu siguranță ratăm. Iar dincolo de relația pe care avem cu cei apropiați noștri, în primul rând trebuie să avem grijă de relația cu Dumnezeu. Dacă facem toate lucrurile care ne țin aproape de Dumnezeu, cu siguranță vom ști ce să facem în societate. În momentul în care nu mai facem lucrurile care ne țin aproape de Dumnezeu, atunci nu mai putem să facem lucrurile care ne țin în societate pe linia de plutire. Că noi așa spunem, că Iisus Hristos așa ne spune: în răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Și cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Deci, condiția noastră într-o societate este în primul rând de răbdare. Condiția noastră într-o lume este și aceea de răbdare. Da, foarte frumos. Așa este. Prin răbdare ne călim. Altfel nu scăpăm ușor. Mai departe, Cristina întreabă în felul următor, foarte bună întrebarea: părinte, ce rol au intențiile noastre, bune sau rele, care nu se transformă în fapt? Ce se întâmplă cu ele? Mai devreme sau mai târziu, se vor transforma în fapte. Sau ele oricum sunt fapte ale sufletului. Intențiile oricum sunt fapte ale sufletului. De aia zice, cel ce s-a uitat la femeie poftind-o a și săvârșit desfrânare cu ea în inima lui. Da. După aceea spunea, fiți atenți că din inimă ies toate păcatele, toate uciderile, toate desfrânările, toate răutățile din inimă, în inimă își au sediu. Deci noi, dacă avem grijă la intenții și ne punem întrebarea din ce cauză există intenția asta în noi înșine, putem să ne dăm seama că la nivelul sufletesc noi nu avem intenții care țin de Dumnezeu. Noi nu avem intenții care țin de bine. Și mai târziu, intențiile acestea cu siguranță se vor transforma. Ele deja sunt niște dorințe, ele deja exprimă niște lucruri mai profunde din viața noastră și intenționăm să facem ceva, dar deocamdată nu putem sau deocamdată ne mai ține ceva. Lucrul ăla care ne mai ține nu este neapărat bun sau rău, dar este un lucru temporar. Foarte mare atenție ca intențiile astea să nu devină fapte, asta este una, dar foarte mare atenție ca intențiile astea să se vindece. Acum Dumnezeu poate să judece, și de aceea el nici nu este canonisită chestia asta, sau din cauza asta nici nu este oprit omul de la împărtășanie care intenționează să facă ceva, pentru că la el nivelul de ispită care deja a ajuns poftă în el, deja a ajuns dorință. Și de aceea intenția de a face rău cuiva, ea nu este pedepsită când doresc răul cuiva. Dar foarte important și foarte atent trebuie să fim la cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, care spune că cel ce dorește răul aproapelui său deja l-a ucis pe aproapele său în inima sa. Iar pe de altă parte, ca să nu care cumva să credem că Vechiul Testament este doar o colecție de legi exterioare, cuvântul spus prin prorocul Moise spune în felul următor: să nu poftești nimic din ceea ce este al aproapelui tău. Deci să nu ai nici măcar intenția asta. Nici femeia lui, nici casa lui, nici averea lui, nici nimic din ceea ce este a lui, să nu-l poftești. Din ce cauză? Că mai târziu vei face lucrurile care te îndeamnă, la care te îndeamnă această poftă. Deci și intențiile trebuie corectate, pentru că și ele arată o problemă mai profundă a sufletului nostru, în care noi nu-l dorim pe cel de sus. Avem intenții spre cele de jos. Da. Foarte interesant. A mai fost întrebarea asta, dar haideți să mai clarificăm o dată. În momentul în care te rogi, trebuie neapărat să fie către răsărit? Dacă se poate, da. Dar nu trebuie neapărat. Nimic nu trebuie neapărat. Pe de altă parte, întotdeauna omul s-a orientat. Și în biserică întotdeauna se caută
pe măsura posibilităților să ne orientăm și după ceea ce se întâmplă în lumea creată de Dumnezeu. Dar dacă în cămăruța în care stăm noi, chiuveta este spre răsărit, asta este, nu ne rugăm spre chiuvetă. Mai mult decât atât, noi căutăm răsăritul cel de sus care ne este dat de prezența unei icoane, a unei sfinte cruci și a unui loc consacrat pentru rugăciune. Și căutăm răsăritul interior, adică de unde ne vine lumina. Asta de fapt înseamnă răsăritul. Locul din care ne vine lumina. Și lumina ne vine dintr-o persoană. Aici persoanele sunt purtătoare de lumină. Și de asta noi ne închinăm spre o icoană. De asta noi ne închinăm în fața unei icoane. Că de acolo vine lumina spre noi și ăla este răsăritul interior al nostru. Deci în primul și în primul rând ne închinăm spre un răsărit interior. Și atunci când avem posibilitatea să ne punem de acord și cu răsăritul acesta exterior, atunci înseamnă că am reușit să intrăm într-un fel de totalitate de aceasta a lumii. Dar noi în primul și în primul rând căutăm răsăritul interior. Bun. Mădălina spune felul următor: părinte, am început să merg la biserică mai des după o perioadă mai lungă de timp și uneori simt încercări, discuții, neliniște. Cum gestionăm astfel de situații? Printr-o apropiere și mai profundă. Deci aici de fapt întotdeauna noi trebuie să realizăm că lupta se va da și se dă continuu în noi. Se va da și se dă continuu noi. Se spune într-un loc, cel ce vrea să se apropie de Dumnezeu, cel ce vrea să își pregătească sufletul său pentru încercări. Acum încercările vor exista, însă din toate încercările veți ieși biruitoare pe cât din momentul în care vă veți apropia din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Și încercările vor fi din ce în ce mai mari, dar tot mai mare va fi biruința. Tot mai mare va fi bucuria că ați trecut peste aceste încercări. Pe măsură ce vă apropiați de Dumnezeu, reușim să învingem tot mai mult din ceea ce înseamnă Duhul acesta lumesc și din noi înșine și din toți ceilalți. Deci întotdeauna încercările vor exista, însă bucuria și puterea care vine din ele ni-l va descoperi pe Dumnezeu. Din ce în ce mai mult Dumnezeu va fi tot mai aproape de sufletul nostru și asta ne va fi de ajuns. Bun. Cristian vă întreabă, cum să iubim pe cei care nu ne acceptă că vrem să urmăm pe Hristos prin biserică? Același lucru al răbdării este cerut de către Iisus Hristos, care spune în felul următor: Dumnezeu face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni. Pe de altă parte, la noi se cere și o intimizare, o interiorizare a relației noastre cu Dumnezeu, care trebuie să se vadă în exterior, doar prin stare de bine, stare de pace, stare de bucurie, pe care noi reușim să o susținem în jurul nostru. Îl întreabă Dumnezeu pe Cain: pentru ce îți este fața posomorâtă? De ce îți este inima întristată? Când faci binele, oare nu ți este fața luminoasă? Și dacă nu faci binele, păcatul bate la ușă, dar tu biruiește-l pe el. Pe noi ne interesează în primul și în primul rând să biruim păcatul și să fie fața bucuroasă și inima limpede și inima lipsită de întristare. După aceea, oamenii din jurul nostru se vor plasa într-un fel sau în altul, dar pe noi nu ne va influența sub nicio formă, pentru că noi în continuare nu vom da afară pe nimeni, nici din inima și nici din sufletul nostru. Și nici din prezența lui reală. Chiar dacă el câteodată este un pic mai caustic la ceea ce înseamnă faptele noastre de credință. Dar încă o dată, în primul și în primul rând, faptele de credință trebuie puse în suflet și în exterior să fie văzute și simțite urmările ei. Dacă noi facem doar faptele de credință exterioare și ele nu sunt sufletești, atunci și oamenii se raportează doar la faptele pe care le văd. Și atunci spune: lasă, bă, te-ai venit și tu de credincios? Dar dacă noi punem credința în interiorul nostru și relația cu Dumnezeu în sufletul nostru, atunci chiar și cei care sunt împotriva lui Dumnezeu se pot bucura de o clipă de pace lângă un om credincios. Dacă nu reușim, sau dacă oamenii credincioși nu reușesc să ofere această clipă de pace, este o problemă încă la noi și la
și la păcatele din viața noastră și la atitudinile din viața noastră. Dacă dobândim pacea, putem oferi pace. Dacă dobândim și dacă facem numai niște acte exterioare, atunci oamenii întotdeauna se vor împiedica de actele exterioare. Deci, interiorizați din ce în ce mai mult actul de credință. Da. Bun. Mai departe, o întrebare interesantă. Ce părere aveți despre jurământul care îl fac teologii când termină facultatea și masterul? Acel jurământ. Da. Este un jurământ pe care eu nu l-am prins. Nici eu. Mai este încă un jurământ care se face? Nici nu l-ați prins? Nu, a fost o conjunctură, nu știu, am ratat data și ziua, n-am prins informația și n-am... Este o problemă, că la noi nu se făcea. La noi nu se făcea, de asta nu am prins. Da. Lăsăm gluma la o parte. Da. Facultatea de teologie, lucrul ăsta se face și la facultatea de medicină. Da. Și se fac la toate facultățile care sunt vocaționale. Că acolo nu se însușesc și nu se exprimă numai niște noțiuni raționale. Acolo, în facultate de teologie, se urmărește să se creeze și niște comportamente și niște adeziuni interioare față de ceea ce înseamnă Dumnezeu și biserică. Și atunci spune, dar primesc o simplă diplomă. De ce nu ar trebui să-mi dea mie diploma pe care o merit fără să mă pună pe mine să jur pentru o diplomă? Pentru că eu am făcut toate actele care trebuie pentru diploma respectivă. Da, dar diploma respectivă, ați văzut, în facultate de teologie, mai sunt și obiecte de genul acesta, care înseamnă formare duhovnicească. Mai există ceea ce înseamnă prezența la slujbă. Mai există în facultate de teologie ceea ce înseamnă morală și însușirea morală a lucrurilor respective. Mai există ascetică și mistică, mai există dogmă, mai există rugăciune. Lucruri care intră dincolo de însușirea unor noțiuni. Da. Și în momentul în care un sistem de învățământ caută să treacă dincolo de aceste simple noțiuni, el vrea să se asigure că nu vor fi folosite aceste simple noțiuni doar la modul lor exterior. Da. Și el caută să se asigure și să conștientizeze pe cei care au primit aceste noțiuni că trebuie să le transforme în viață. Și din această cauză, la sfârșitul facultății de teologie se face acest jurământ, chiar dacă nu toți care vor face facultatea de teologie, vor ajunge preoți sau slujitori. Însă, chiar dacă eu nu am făcut acest jurământ față de facultatea de teologie la sfârșitul facultății, toți sunt obligați din punct de vedere moral în fața lui Dumnezeu și tot acest jurământ este oricum asumat la modul sufletesc. Nu este rostit, dar el este oricum asumat pentru că simțim responsabilitate față de toți oamenii. Nu care neapărat care ne-au predat sau care vedem noi minusurile lor, dar față de ceea ce înseamnă toată istoria Bisericii Ortodoxe Române, tot ceea ce înseamnă istoria Bisericii Universale Ortodoxe și tot ceea ce înseamnă istoria Noului și a Vechiului Testament și tot ceea ce înseamnă formarea liturgică și tot ceea ce înseamnă formarea dogmatică. Alea sunt aspecte sufletești. Da. Alea sunt aspecte sufletești. Și față de ele nu primești nota la facultatea de teologie, de fapt la toate facultățile. Nu reprezintă doar o însușire a unor noțiuni, ci reprezintă și o adeziune. Nota este doar o cuantificare în care un om a depus un anumit efort. Atâta tot. Însă în facultate de teologie, în facultatea de medicină, nota aia arată și participarea omului la actul medical. Jertfa pe care omul respectiv a depus-o în ceea ce înseamnă obiectul respectiv. Este o jertfă. Este un timp petrecut. Este o muncă. Și mai ales în facultatea de teologie sau în facultățile acestea care privesc apărarea țării, care au un crez dincolo de noțiuni, au un crez. Acolo se cere o adeziune interioară a omului, o participare a omului. Noi nu jurăm credință facultății de teologie.
Noi jurăm credință unei întregi biserici care ne-a fost prezentată în această facultate de teologie, care are și minusurile și plusurile ei. Noi nu judecăm acum facultatea de teologie pentru ceea ce este facultatea de teologie. Nu am nicio treabă. Acea biserică noi trebuie să o vedem din facultatea de teologie care ne-a fost exprimată. Poate câteodată poate prea scolastică, poate câteodată prea școlăresc, poate câteodată nu întotdeauna foarte sufletesc, că nici n-ai cum să faci un proces de învățământ, vai de mine, sufletesc. Dar este responsabilitatea noastră să vedem biserica din spatele tuturor acestor simple predări. Să vedem sufletul dincolo de acest trup. Și jurământul de la sfârșitul facultății teologie ne arată de fapt că suntem oameni credincioși. Că dincolo de aceste note, noi vedem un suflet. Pentru că nota ar însemna doar trupul, dar legătura noastră sufletească ar arăta cum suntem legați de acea notă. Și că nu suntem legați doar prin simpla diplomă. Ăla este doar trupul. Nota este doar trupul. Prezența noastră este doar trupul. Participarea sufletească. Și jurământul acesta se referă și vrea să se adreseze acestei participări sufletești a noastre la un act care este de fapt, putem să riscăm să zicem că este doar trupesc sau doar intelectual. Eu n-am prins din motive administrative. Nu știu, nu am prins. Cum aveți? N-am nicio neliniște, stați liniștit, oricum aveți și jurământul, oricum aveți și responsabilitate, chiar dacă nu ați rostit cuvintele. Exact, ai un luat foarte în serios ce am studiat acolo și însă statutul de absolvent de teologie, dincolo de statutul academic, social, oriunde m-am dus, tot timpul m-am dus cu conștiința că oamenii văd pe mine, băi, ăsta a făcut teologie, deci trebuie să fie altfel față de un om obișnuit, cel puțin din punct de vedere moral, din punctul ăsta de vedere. Și asta cred că e destul de conștient. Doamne ajută, mai este până la sfârșit. Să fie până la sfârșit. Bun, cineva întreba, părinte, am sărit întrebarea și m-a atenționat aici foarte frumos, că în legătură cu cum ar trebui la Sfânta Liturghie, în care momente se îngenunchează. Se îngenunchează și duminica sau la Sfântul Maslu? Cum e cu îngenunchiatul în timpul Sfintelor Slujbe? Se îngenunchează în mai multe momente la Sfânta Liturghie dacă este loc. În primul rând, dacă este loc. Da. Dacă este loc. Noi nu trebuie să privim lucrurile la modul când se îngenunchează și când nu se îngenunchează. Că era cineva care spunea, zice să stăm drept. De ce ne așezăm? Că spune să stăm drept, să luăm sau înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Dacă zice să stăm drept, de ce îngenunchiam? Noi trebuie să înțelegem ce înseamnă această dreptate interioară, unu, și după aceea ce înseamnă și această îngenunchiere atunci când ea este permisă de locul bisericii. Dar în general se îngenunchează în momente de la epicleză, la cuvinte cu adevărat, la acțion, la heruvic, la ăsta cum se spune, la Sfânta Evanghelie, cam astea sunt momentele la care se îngenunchează în biserică, în care oamenii își arată evlavia. Dar își arată evlavia printr-o stare a trupului atunci când situația o permite. Dacă noi ne așezăm în genunchi și patru pe lângă noi nici măcar nu mai pot sta sau șapte pe lângă noi nu mai pot sta în picioare, degeaba ne-am așezat în genunchi. Trebuie să înțelegem și lucrurile și în aspectul lor exterior, pentru că sunt unii, dar ce să îngenunchez eu? Și aici îi dau dreptate omului. Într-adevăr, se îngenunchează înaintea lui Dumnezeu. Că dacă nu îngenunchez înaintea lui Dumnezeu, singur îngenunchez în foarte multe alte situații ale vieții tale. Și la modul propriu și la modul figurat. Da. Deci îngenunchierea înainte, nu vrem să desființăm îngenunchierea înaintea lui Dumnezeu. Ea există și trebuie făcută. Exact. Bun, mai departe, Ramona vă întreabă care ar fi pravila normală, zilnică a unui creștin laic, ca să fie plăcut lui Dumnezeu, dar să-și poată și facă treburile de zi cu zi. Da. Este într-adevăr o problemă, pentru că și lumea, și serviciul, și familia, și omul se cere de la el tot mai mult timp. Și plăcerile noastre. Totul cere de la noi timp. Totul cere de la noi participare. Totul cere de la noi sacrificiu și atenție.
totul în jurul nostru. Și prietenii, și familia, și serviciul, și plăcerile noastre, și hobby-urile noastre, toate certim. Noi trebuie să ne învățăm să privim la lucrurile esențiale, la lucrurile care trebuie făcute, că trebuie să acordați timp familiei, trebuie să acordați timp celor dragi, trebuie să acordați timp sănătății dumneavoastră, odihnei dumneavoastră, trebuie să acordați timp serviciului, trebuie să acordați timp tuturor. Dar trebuie să învățăm să furăm timp pentru Dumnezeu. Pentru că El ne dă timpul. Este deasupra timpului și ne mai dă o zi, ne mai dă o clipă, ne mai dă un minut, ne mai dă o oră. Și noi trebuie să conștientizăm că lucrurile astea le primim. Și atunci noi trebuie să și furăm timp pentru Dumnezeu. În ceea ce înseamnă pravilă, omul poate să înceapă în momentul serii sau în momentul în care nu are timp să facă măcar un lucru citit acolo. Un acatist sau un paraclis și câțiva psalmi. Sau un canon de pocăință și câțiva psalmi. Adică să aibă și ceva citit, să nu meargă doar spre o raportare de genul acesta. Lasă că Dumnezeu e în inima mea, lasă că eu mă rog doar cu mintea mea. Să aibă și ceva citit. Acum, în ceea ce privește pravila, ea se zidește și singură. Și omul ajunge să se roage 5 minute, să se roage 10 minute, să se roage jumătate de oră, să se roage o oră, să se roage două, să se roage trei. Neajungând să facă din această pravilă un motiv de a-și neglija viața și pe cei din jurul lui, dar neajungând nici să lase pravila nefăcută pe motiv că se poate face și altceva în momentul respectiv. În domeniul de rugăciune, în domeniul de pravilă, în domeniul de raportare la ceea ce înseamnă Scriptura, la ceea ce înseamnă o viață de sfânt citită, la ceea ce înseamnă o scriere a unui sfânt citit, nu există limită și nu există regulă. Regula nu ne mântuie. Spunea Sfântul Varsanufie cel Mare, nu îți pune ție reguli, că regula nu ne mântuie. Da. Niciodată nu s-a mântuit cineva după regulă. A fost ucis Iisus Hristos, după regulă. Regulile făcute de oameni. Deci întotdeauna a căutat și libertatea în pravilă, dar căutat și măsura în pravilă, dar căutați ca pravila totuși să existe, să nu fie desființată. Și începeți de la simplul paraclis și cu câțiva psalmi citiți. Sau de la un simplu acatist la care aveți dumneavoastră evlavie și câțiva psalmi citiți. Sau de la rugăciunea de seară făcută cu un paraclis. Da. Și Dumnezeu lucrează în sufletul nostru și la rugăciune se adaugă rugăciune. După aceea începeți, aveți grijă la rugăciunea mentală și faceți un psalm 50 de mai multe ori în minte, un psalm 142. Pot fi învățate rugăciunile astea care pot fi spuse mentală în momentele în care suntem, cum ar fi traficul sau cum ar fi momentele acestea moarte în care noi doar ne deplasăm sau doar nu facem nimic cu intelectul sau cu rațiune. Există foarte multe oportunități în care putem să-L furăm pe Dumnezeu și să-I oferim și timpul lui Dumnezeu. Trebuie să furăm lucrul ăsta, pentru că și celelalte ne fură pe noi. Da, foarte, foarte interesant cuvântul. Regula nu ne mântuiește, pentru că toată lumea caută acea rețetă, acea formulă. Da, o măsură. Nu există, da, nu există. În momentul în care copilul plânge în scaun, în momentul în care toți oamenii se adună la masă, nu spunem, stai că eu acum trebuie să-mi fac pravile. Da, da. Nu spunem lucrul ăsta. Dar în momentul în care toată lumea s-a liniștit și eu încă mai sunt la al cincilea serial, atunci... Problemă, da. Legătură cu tranziția din aur. Exact, da, da, da. Da, da. 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 Nu, m-am dat ca exemplu sensul că toată lumea se regăsește în ideea aceasta, că acum toți știți cum e. Dacă vizualul ne fură cel mai mult. Vizualul ne fură cel mai mult. Exact. Și acum în timpul emisiunii suntem așa atenți, captivi, dar după aia ne luăm cu una, cu alta, mai vedem ce e pe Facebook, mai vedem un film, o știre și s-a dus șansa de a mai spune o rugăciune. Cristina vă întreabă, cum e când doresc să fac ceva bine, intenționat, dar îmi iese rău și rezultă pe urmă mai multe probleme decât dacă nu făceam nimic? Dumnezeu se uită la intenție, Dumnezeu se uită la intenție, dar noi nu trebuie să spunem, lasă că Dumnezeu s-a uitat la intenție și eu am avut numai intenția binelui. Acum, trebuie să avem grijă să avem și cele mai bune mijloace de a îndeplini gândurile bune. Aici înseamnă priceperea de a face bine, dincolo de faptul că dorim binele. Pe de altă parte,
Și din fiecare bine pe care noi l-am dorit să-l facem, dar nu ne-a ieșit, trebuie să învățăm ceva. Pe de altă parte, sunt și alte forțe care se luptă împotriva binelui pe care noi îl vrem. Și din ce în ce mai mult trebuie, și aici e legată și cu, și cu întrebarea pe care a pus-o doamna de mai dinainte, cu prezența la biserică și cu, și cu tot mai multele probleme sau necazuri care vin. Da. Vreți să faceți binele, faceți binele, dar întotdeauna se vor ridica ziduri din ce în ce mai mari sau mai mici în fața noastră. Și atunci priceperea noastră sau ancorarea noastră în Dumnezeu mai serioasă ne va da răspunsul la toate lucrurile astea și vom reuși să rezolvăm lucruri și pentru noi și pentru ceilalți. Că în momentul în care ai depășit o ispită, poți să-l ajuți și pe cel de lângă tine să depășească ispita respectivă. În momentul în care ai trecut peste un necaz, poți să-l ajuți și pe cel de lângă tine care încă nu a trecut peste necazul respectiv să treacă și pe. În momentul în care ai depășit un lucru și ai învățat pe cineva, uite, eu de azi înainte am mers la biserică și am trecut peste lucrurile astea. De azi înainte m-am lăsat de fumat, de băut, de nebuneală, de răutate, de destrăbălare. Am trecut peste lucrurile astea. De azi înainte, mergând la biserică, am reușit să trec peste răutățile oamenilor sau piedicile care au venit din partea oamenilor în legătură cu faptul că eu mergeam la biserică sau că am vrut să fac binele. Și așa le-am rezolvat. Și atunci oamenii aceștia pot fi de folos și celorlalți în momentul în care se face lucrul ăsta. Deci, avem grijă nu doar la intenția binelui și să ne culcăm pe urechi, spune, am vrut să fac binele, n-a ieșit, Doamne ajută. Trebuie să avem grijă la priceperea binelui, la priceperea de a face binele, la modalitățile de a face binele, iar pe de altă parte trebuie să conștientizăm că chiar de foarte multe ori oamenii nu vor să primească bine. Nu vor. Și atunci nu ne iese. Sau atunci nu vă iese. Dar trebuie să avem grijă dacă am poate binele pe care l-am vrut, puteam să-l facem într-un mod mai bine. De azi zice, binele dacă nu este făcut bine, nu este bine. Da. Bun. O întrebare interesantă, nu știu dacă știți, Cleopatra Stratean a avut nuntă și a spus că a fost o nuntă cu cununie religioasă fără naș. Recunosc că e prima oară când am avut treaba asta, m-am uitat și eu acum, am căutat puțin pe internet. Din câte am văzut, în Rusia și în Grecia nu se practică cununia cu naș. Așa am găsit eu. Acum nu știu, vă întreb pe dumneavoastră dacă știți ceva. Nu cred că este posibil să se facă cununie fără naș. Da. Pentru că astea sunt din reguli canonice ale nunții. Că asta, cum îi spune, este o taină în care sunt primiți cei care au deja taina respectivă. Sunt primiți de către cineva care are deja taina respectivă. Da. Da. Și este în regulile canonice ale căsătoriei ca nașii să fie neapărat ortodoxi și să aibă taina aceasta. Este ca la botez. Așa știam și eu. Este ca la botez. Nu știu, e posibil să fie. E posibil să fie pentru că acum și în partea Rusiei, dar și în partea Greciei sunt mai multe aspecte, sunt mai multe bisericuțe un pic destrămate. Exact. Un pic desprinse de ceea ce înseamnă. A făcut la Chișinău, bucunia religioasă, privat. Acum nu știm cine, cum, nu știu ce presupune lucrul acesta, pentru că, dar oricum, în biserica ortodoxă lucrul ăsta nu este canonic. Nașii trebuie să existe și nașii trebuie să fie cununați ortodox și ei, că altfel nu au ce să ofere. Așa cum nașul de la botez trebuie să fie și el botezat ortodox, că altfel n-are cum să... Da. Acum, nu. Am întrebat întrebarea asta. Ferească Dumnezeu, nu am nimic împotriva omului care s-a cununat, adică este o persoană publică. Noi vorbim la modul general, nu, nu vreau să fie direct adresată persoanei. Ea a făcut ce a știut, cum a vrut, cine a făcut. Habar nu am, nu mă interesează. Din punct de vedere ortodox, pentru cine vrea să știe că cununia se poate face numai cu naș. Da. Da. De-aia și-a pus întrebarea la modul general, că sigur a făcut valuri mass media și mulți au pus un semn de întrebare. Legat de persoana respectivă. Da. Eu a făcut. Exact, cum consideră ea. Bun, mai departe, Simona vă întreabă, părinte, eu nu am avut niciun secret față de mama mea. Acum când ea nu mai este, spun totul în fața icoanei. Este un păcat să fac asta după rugăciune? În primul și în primul rând, noi nu trebuie să cădem într-o concepție
sau într-o practică care să încurajeze un fel de convorbire a noastră cu persoanele care sunt plecate dincolo. Înțelegeți? Da. Noi trebuie să vorbim în primul și în primul rând cu Dumnezeu în legătură cu oamenii plecați dincolo. Din ce cauză? Pentru că numai Dumnezeu este în măsură să facă legătura sufletească. Și legătura noi trebuie să o simțim în suflet. În momentul în care vorbim cu oamenii plecați dincolo, e posibil să primim răspunsuri din alte părți. Mi se arată și în Sfânta Scriptură lucrul acesta. În momentul în care vorbim cu Dumnezeu, legat de oamenii care au plecat dincolo, și asta se întâmplă și în slujba parastasului, dar și în rugăciune. În rugăciunea noastră personală. Și este raportată direct față de faptele omului respectiv și de dorința noastră ca omul ăla să fie primit în lumina și în iubirea lui Dumnezeu, lângă sfinți. Nu este convorbire mai profundă care se poate face pe marginea unei persoane pe care am iubit-o cu adevărat, decât să-i spunem asta lui Dumnezeu. Să odihnești, Doamne, cu sfinții pe adormita roaba ta sau pe adormitul robul tău. Dacă facem lucrul acesta, îi suntem și de folos. Dacă facem, adică căutăm numai o împăcare noastră sufletească care nu vine până la sfârșit și care nu vine la modul total. Căutați să împăcați plecarea mamei dumneavoastră cu stăpânul peste această plecare. Și atunci bucuria și legătura cu mama dumneavoastră, care este plecată dincolo, va fi simțită sufletește și nici nu mai va avea nevoie de cuvinte. Nu vreau să vă spun că este rău ceea ce faceți sau că pur și simplu să aprofundați lucruri și să mergeți spre legătură sufletească cu Dumnezeu în ceea ce privește plecarea mamei dumneavoastră și sufletul mamei dumneavoastră. Că dumneavoastră acum nu mai vorbiți, nu mai puteți vorbi cu mama la nivelul în care vorbeați înainte. Acum este o legătură mai profundă, este cerută o legătură mai profundă cu sufletul, cu duhul ei. Nu cu lucrurile pe care ea le spunea la modul discursiv. Desigur, ne lipsește persoana dragă plecată de lângă noi și am vrea să vorbim. Dar dincolo de vorbire, mai importantă este comunicarea. Chiar dacă am comunicat ceva. Și atunci mergeți mai mult pe ideea de comunicare decât pe cea de vorbire. Bun. O persoană cu dizabilități vă întreabă dacă poate sta duminica, dacă poate asculta slujba live pe YouTube în loc să meargă la biserică. Persoana cu dizabilități. Da, fără absolut nicio problemă, însă să aibă grijă odată la 2 săptămâni sau odată la 3 săptămâni să meargă cu cineva la biserică pentru a se putea și împărtăși. Că asta este un act foarte important și ăsta este de fapt scopul slujbei. Este de lăudat că ea în timpul slujbei, deși cu dizabilități, se așează și stă la un radio sau stă la televizor și se uită la slujbă și nu pierde vremea cu altceva. Este de lăudat lucrul ăsta. Însă și împărtășirea trebuie văzută, trebuie rezolvată, măcar o dată pe lună. Vă cred, poate nu aveți pe cineva care să vă ajute, dar căutați și rugați-vă la Dumnezeu să vă dea pe cineva care măcar o dată pe lună să vă ducă la biserică să vă puteți împărtăși. Da. Bun. Nicu, nu știu dacă știți, în Republica Moldova, am uitat care episcop, a sfințit bustul lui Decebal. Și am văzut că a stârnit multe nedumeriri și acum Nicu vă întreabă dacă este bine să fie inaugurat monumentul lui Decebal, care a fost închinător la zi și la această inaugurare să fie prezent sobor de preoți și slujbe de sfințire. A fost episcopul, nu mai știu care, cum îl cheamă, din Bălți, ortodox. Acum, în ceea ce privește, ați văzut, există sfințiri care se fac și în legătură cu armata. Și oamenii spun, păi ce facem? Sfințim uneltele de care vor aduce crime? Există sfințiri și ale altor și ale mijloacelor de transport. Păi ce ne interesează pe noi, ăsta cum îi zice, dacă a fost făcut, trebuie în primul rând să fie bine făcută mașina. Nu mă interesează sfinții sau să am eu încredere că mașina, dacă este prost făcută, să am încredere într-o slujbă de sfințire. Aici noi trebuie să mergem și la ceea ce a reprezentat acest Decebal. Și sfințirea lui nu înseamnă asumarea vieții lui.
sfințirea acestui bust, pentru că astea sunt niște simboluri sociale. Decebal pentru noi este un simbol social. Pe de altă parte, această sfințire înseamnă că prezența bustului lui Decebal în spațiu public trebuie să fie înțeleasă și în legătură cu valorile bisericii. Da. Adică să nu ne apucăm să intrăm din nou în ceea ce înseamnă obiceiurile care sunt sub demnitatea creștină din ceea ce făcea Decebal. Ci să luăm numai demnitatea bărbătească, demnitatea umană, demnitatea faptelor bune pe care acest om le-a avut și demnitatea de conducător pe care acest om a avut-o și credința față de și credința care a arătat-o față de țara sa, față de patria sa, cum a apărat-o în fața unui extraordinar, acelui mai bine organizat imperiu al vremii de atunci. Asta trebuie să luăm și cred că asta au vrut să demonstreze, sau asta au fost valorile pe care au vrut să le demonstreze preoții care au fost acolo, nu știu cine și nici nu intru în discuții de genul ăsta, cine a fost, cine n-a fost. Cred că astea au însemnat valorile pe care au vrut acești oameni să le transmită și ideea pe care au vrut să transmită. Pentru că acum știți cum? Există un fel de dorință de întoarcere la niște origini, pentru că noi ne pierdem identitatea de acum. Și există un fel de dorință de întoarcere la niște origini pe care le asumăm în totalitate, cu tot cu hibele acelor origini. Da. Și am vrea din nou să mergem și acolo sunt și fenomene ale anumitor care duc aproape de sinucidere în ceea ce înseamnă cultura noastră geto-dacică, existau acele fenomene și că soția murea, era și lua viața la când murea bărbatul, dar și cel mai vrednic se arunca în sulițe ca să arate capacitatea lui de viață și era o demnitate în lucrul ăsta, dar sunt demnități subcreștine, sub demnitatea creștină. Și atunci din pilda acestui mare om care a fost Decebal, care a fost un închinător, dar care a avut valori extraordinare în viața lui, trebuie să luăm doar aceste valori. Și doar aceste valori pot fi sfințite. Și reprezintă sacru din viața lui aceste valori pe care noi ne luăm. Noi nu ne asumăm în totalitate tot ăsta, cum îi spune, nu ne asumăm în totalitate absolut tot ceea ce a făcut Decebal. Nu, pentru că el nu este sfânt. A fost sfințită această imagine a lui, acest bust al lui, sau a fost binecuvântat, sau a fost aprobat, să spunem, de biserică aceasta, pentru că el reprezintă un model de conducător. Un model de conducător. Și trebuie înțeles ca atare. Acum noi, ca oameni care am trecut prin istorie, ar trebui să înțelegem ce înseamnă și greșelile conducătorilor, da, și faptele bune ale conducătorilor. Dar noi suntem așa de închiși în ceea ce înseamnă că nu mai înțelegem. Ați văzut întotdeauna oamenii, și Ceaușescu este cel mai bun model pentru treaba asta. Sunt oameni care ori îl adulează pe Ceaușescu, îi ridic, ar fi în stare să-l bage în calendar. Da. Pentru cât de bine a fost în viața lui și cât fiind în stare oamenii respectivi să dea orice justificare pentru orice faptă a lui. Da. Iar pe de altă parte sunt oameni care din dictator și din om care a urât poporul nu-l mai scot, deși omul respectiv a avut și aspecte pozitive ale vieții. Noi nu mai suntem, pierdem lucrurile astea. Ori urâm, ori iubim un om. Când noi, de fapt, trebuie să luăm ceea ce este bun în el și ceea ce este rău să dăm la coș. Nu mai suntem capabili să facem lucrul ăsta. Asta este mare greșeală. Ne lipsește discernământul. Da. Discernământul istoric. Da. Ne lipsește în totalitate. Și pentru luăm ori o tabă, ori celălalt. Nu prea știm istoria asta. Este o realitate, nu e ceva... Istoria putem să o știm. Și o știm. Și istoria putem să o știm, că toți oamenii știu și faptele rele și faptele bune ale lui Ceaușescu. Dar unii aleg să vadă doar răul și iar alții aleg să justifice orice rău. Și unii aleg să vadă doar binele și să justifice toată persoana și toate deciziile lui doar prin binele pe care le-a făcut. Nu avem discernământ. Nu înțelegem că și în viața celui de lângă noi există și rău și bine, și așa cum există în viața fiecăruia dintre noi, există și în viața fiecărui erou al istoriei sau în fiecărui jucător pe scena aceasta istorică. Este și bine și rău. Nu avem capacitatea să luăm binele și să lăsăm rău. De aceea oamenii
din România, pentru că n-au fost capabili să vadă bine. În primul și în primul rând, când a murit Ceaușescu, au început ca niște descreierați să distrugă tot ce a construit el. Că atâta știm să facem. Au distrus, ce înseamnă? Au furat, efectiv, tot. Au distrus, dar nu că au furat să facă ceva, au distrus. Dorința de a distruge. Noi n-avem la 30 de ani, n-avem o instalație de irigare. La 30 de ani, cu toate că le-a făcut, acum 50. N-avem niște, trenuri ca lumea, n-avem niște, din astea, cum îi spune, n-avem niște străzi ca lumea, n-avem nimic din cauza, n-avem niște centre de acele de agricultură extraordinare pe care le-a făcut, din cauza că am vrut să le distrugem noi, pentru că a murit dictatorul. Nu suntem capabili să luăm ceea ce este bine dintr-o viață și să eliminăm ceea ce este rău dintr-o viață. Și de aia întotdeauna vom distruge. Exact. Trebuie să înțelegem ce a fost bine în Decebal și ce a fost rău în Decebal. Și să sfințim, să luăm ce a fost sfânt în Decebal și ce a fost sacru, nu îi zicem chiar sfânt. Ce a fost sacru în Decebal și ce poate fi sfințit de conducătorii noștri prin Decebal și ceea ce nu poate fi sfințit. Bun. Ne apropiem de final, mai sunt câteva întrebări. Una dintre ele este următoare, de la Andrei. Ce rugăciune să fac și ce acatist să citesc pentru sănătatea trupului și a sufletului? Întotdeauna pentru acest lucru am recomandat acatistul Acoperământul Maicii Domnului. Am recomandat și suntem foarte atașați și de noi sfinți tămăduitori, Sfântul Nectare de Eghina, Sfântul Ioan Rusu, Sfântul Efrem cel Nou, dar și de sfinți, de vechi tămăduitori, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Pantelimon, toți sfinții fără de argint. Acum dumneavoastră trebuie să aveți și o atașare sufletească față de acești sfinți care sunt vindecători. Vă recomand Sfântul Nectare, vă recomand Sfântul Ioan Rusu, vă recomand Sfântul Pantelimon, Sfântul Ioan Botezătorul și acatistul Acoperământul Maicii Domnului. Și chiar și canonul către Îngerul Păzitor. Da. Acum făcute pe rând, nu toate în aceeași, nu toate în aceeași zi, făcute pe rând. Absolut, absolut. Acum o întrebare tot legată de rugăciune. Doamna Mihaela are următoarea problemă. Ce pot face copiilor mei? Nu prea vor să se roage, li se pare că durează mult un canon de pocăință sau către Îngerul Păzitor și când fac o rugăciune o rostesc repede ca să scape. Trebuie să fim foarte atenți, nici să nu implementăm un program drastic de rugăciune, dar rugăciunea să existe totuși în viața familiei noastre. Mai ales să fie prezentă lumea în ceea ce înseamnă biserică. Întotdeauna plictiseala își va face loc și plictiseala cred că își face loc în viața fiecăruia. Și aici arată că noi suntem încă la nivelul de copil în ceea ce înseamnă viața noastră interioară, sufletească. Așa este omul și copilul, vă dați seama. Mai degrabă ar face ceva care îi place decât să stea să roage, să citească ceva. Însă noi trebuie să-l facem să înțeleagă pe copil sensul rugăciunii, puterea rugăciunii. Dacă putem să arătăm copilului că dincolo de această rugăciune plictisitoare există o persoană la care noi ne raportăm. Asta se face în timp. Și probabil sunt și oameni dăruiți, sunt și oameni atașați, sunt și oameni care chiar din vremea copilăriei înțeleg aceste lucruri sau chiar le trăiesc. Dar în general sunt excepții lucrurile astea. În general copiii se plictisesc la rugăciune. Și cu măsură nici nu trebuie să depășim măsura sau să implementăm vreun program de genul ăsta, dacă nu vă rugați, nu mâncați sau chestii de genul acesta. Dar pe de altă parte, întotdeauna trebuie să fie acea conștientizare că binele vine de la Dumnezeu. Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus vine, de la Părintele Luminilor. Amin. Bun, am încheiat emisiunea, suntem la final. Înainte să ne dați așa ca un ultim îndemn, ca o concluzie la ce am discutat astăzi, dați voi să le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit, care au adresat întrebări. Vă reamintesc că mâine la ora 12 ziua, da, am început un nou tip de emisiune, pauza noastră de prânz de la servici. Facem eu și Grațiela o discuție doar audio, tip podcast, în care abordăm o temă și o discutăm din punct de vedere laic, da, din punct de vedere creștin, dar doar noi doi ca și creștini laici. Așadar, mâine la ora 12 vă așteptăm. Dacă nu, puteți asculta, chiar rămâne înregistrată pe canal oricând doriți. Este și cea de astăzi și cele de săptămâna trecută.
Părinte, un ultim îndemn înainte de a merge la rugăciune. În ceea ce înseamnă ca să avem grijă ca o idee așa generală și ca o idee esențială în tot ceea ce înseamnă păcatul și lupta noastră față de păcat. Nu căutați să vă împotriviți trupului. Nu căutați să vă împotriviți trupurilor. Nu căutați să vă împotriviți oamenilor, ci căutați doar să vă apropiați de Dumnezeu. Și toate lucrurile de aici vine tot discernământul, din apropierea față de Dumnezeu. Nici măcar nu căutați să luptați împotriva vreunei pate. Era un părinte care se numea Conor. Și omul respectiv se ruga la Sfânt, el era ajunsese părinte, era bătrân cu vârsta și era într-o lavră numită a Turnurilor, din vechimea această lavră, nu mai există această mănăstire, nu mai există astăzi, și era închinată Sfântului Ioan Botezător sau ceva în genul ăsta. Oricum, el se ruga la Sfântul Ioan Botezător, el fiind un părinte bătrân, avea în ascultarea sa să boteze oameni. Pe toți care veneau să boteze. Și acolo veneau foarte multe femei tinere și femei foarte frumoase. Și părintele respectiv era luptat de acest duh și spunea, eu nu mai vreau să stau în locul acesta. De ce întotdeauna eu m-am făcut călugăr, de ce? Ca să văd tot timpul trupuri tinere și trupuri frumoase care vin aici la botez. Și spunea Sfântul Ioan Botezătorul, stai liniștit, lasă că eu am să îndepărtez patima asta de la tine. Da. Și nu s-a întâmplat lucrul respectiv. Și a spus, nu, eu chiar plec. Eu chiar plec. Și iar se arăta Sfântul Ioan Botezătorul, stai liniștit că eu îndepărtez patima asta de la tine. Tu gândește-te la mine. Tu roagă-te la mine, tu fă lucrul ăsta pentru mine și lasă patima în treaba ei. Pe de altă parte, părintele a zis, mâine mi-am făcut bagajul și am plecat din această mănăstire, că eu nu m-am făcut călugăr ca să văd tot timpul oameni dezbrăcați prin mănăstire și oameni care vin aici, chipurile să boteze. Să se ducă să se boteze la părinții de mir, că aia sunt însurați și aia nu sunt luptați de lucrurile astea. Corect. Și atunci i s-a arătat Sfântul Ioan Botezătorul și a spus în felul următor. Părinte, nu am vrut să îndepărtez patima asta de la tine ca să nu ți se ia și plata pe care tu o vei avea din cauza că ai suportat lucrul ăsta și că ai fost tot timpul cu gândul la mine și nu la patima ta. Dar uite, din momentul acesta, patima asta este ridicată de la tine, dar este ridicată și plata pentru orice suferință pe care tu ai avut-o până acum. Și tu nu vei mai lua nicio plată pentru lupta cu patima aceasta. Și pentru suportarea și pentru răbdarea ei. Și s-a dus părintele acesta Conon și a botezat. Venise o fată extraordinar de frumoasă. Asta fusese și motivul pentru care el a plecat. O etiopiancă extraordinar de frumoasă. Și a spus, Doamne, cum să văd eu pe asta doar într-o simplă cămeșă aici, la 20 de ani cât este ea, în cea mai frumoasă perioadă a vieții. Nu, eu chiar plec. Că asta era un proces de catehizare întâi. Da. Și după aceea omul rămânea numai într-o cămașă de aceasta subțire și era afundat în apă. Da. Și ăsta era și motivul, că venise această femeie extraordinar de frumoasă, această tânără extraordinară. Și atunci s-a dus după ce a ridicat Sfântul patima de la părinte respectiv și lupta aceasta, a botezat-o ca și cum nici n-ar fi fost trup, ca și cum ar fi fost un lemn. Nici nu s-a uitat, nici n-a simțit nimic. Dar s-a luat de la el și orice plată. Acum noi trebuie să înțelegem ce înseamnă și lupta, dar trebuie să înțelegem și raportarea cu persoana sfântă, cu Dumnezeu sau cu Sfântul cu care suntem noi în legătură. Să înțelegem că există și luptă, să înțelegem că există și răbdare, dar să nu ne concentrăm doar pe luptă și doar pe răbdare, ca să ne poate desfința, ci în primul și în primul rând să purtăm legătura cu Sfântul cu care suntem în legătură și cu Sfântul care este Tatăl tuturor Sfinților, cu Dumnezeu. Și atunci și patima va deveni mai suportabilă și atunci și lupta noastră va avea un sens. Dacă pierdem pe Dumnezeu sau pe Sfânt sau pe Sfinți din ecuație, atunci întotdeauna vom trăi un chin și întotdeauna vom trăi o suferință. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, întotdeauna vom simți și bucurie. Chiar dacă mai suntem în patim, chiar dacă mai suntem în diferitele noastre căderi. Amin. Da. Amin. Mulțumim foarte mult tuturor. Mulțumim, părinte. Doamne ajută. Mai bine. Doamne ajută. Sănătate tuturor. Mulțumim.